este nou pe aici în ședință. Da, bună ziua tuturor și bine ați venit la ședința de astăzi. Înainte de a începe ședința, aș vrea să salut prezența celor de la presă, prezența domnului Fuduache Ioan și domnul Fani, care e viitorul nostru cameraman. Așa, domnul Fani, viitorul cameraman al dumneavoastră. Astăzi, de ordinea de zi, avem două proiecte de hotărâre, și anume proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, proiectul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Comuna Cașin și Asociația Club Sportiv Măgura Cașin. În afară de cele două proiecte, mai avem și două solicitări. Da, acum. O solicitare de la domnul Gureanu Eugen Deporte, acreditat la televiziune Exclusiv TV, și una de la televiziunea Chit TV. Ați avea domnita dumneavoastră să fie de acord ca să le discutăm pe aceste două solicitări astăzi în ședință, după prezentarea proiectului pe ordinea zi. Sunteți de acord? Proiectul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Ați trimis fiecare cât eu... Da? O să vă citesc expunerea de motive a primarului, unde se prezinte în detaliat rectificarea bugetului care se face astăzi. Expunerea de motive. Subsemnat Dusoroiu Daniel, primarul Comunei Cașin și ordonator principal de credite, propun rectificarea de buget făcut urmează. Se majorează veniturile bugetului local cu suma de 13.810 lei, astfel. Capitolul 04.02.01. Cote defalcate din impostul pe venit cu suma de 10.500 de lei. Capitolul 04.02.04, sume alocate din cotele defalcate din impostul pe venit cu suma de 2.710 lei. Suma asta de 2.710 lei a fost primită de la Ministerul de Finanțe. Probabil că au mai făcut ori la ea acolo și au rămas și sumi și le-a repartizat către OAT-ul. Capitolul 43.02.30, sume alocate de Consiliul Județean pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale, cu suma de 600 de lei. S-a dat o hotărâre de guvern prin care copiii care pregătează cursul școlii normale și au probleme speciale, se dă un ajutor. Din Comuna Cașin beneficiază un singur copil și anume Andrei, cum îi spune Alexandra. Alexandra. Sunt mai mulți părinți. Sunt mai mulți, dar ea e singura care se încadrează în cerințele cerute de lege. Cu aceeași sumă se majorează și cheltuielile bugetului local, după cum urmează. Administrația publică locală, cu suma de 5.210 lei pentru cheltuieli materiale. Învățământ, cu suma de 600 de lei, cheltuieli materiale. Protecția mediului, cu suma de 7.000 lei, cheltuieli materiale. Drumul și podul, cu suma de 1.000 lei, cheltuieli materiale. Se diminuează veniturile bugetului local cu suma de 27.000 lei la capitolul 11.02.02, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor peștentalizate. Suma asta de 27.000 de lei este din bugetul spoilit de la salariu. Deci a fost dată în plus, acum se diminuează și o dăm înapoi. Și ea va fi repartizată cu siguranță la cei care nu le-au ajuns banii de salariu până la sfârșitul anului. Cu aceeași sumă se diminuează și cheltuielile la capitolul 6502, învățământ, cheltuielile personale. Raportul realizat în Parlament. Da, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumesc. Domnul primar, dați și trei proiecte de hotărâre de la punctul 2. La punctul 2 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașin și județul Bacău și Asociația Club Sportiv Măgura Cașin, sau Cașin Comuna Cașin. Doamna viceprimară, s-o muncă chiar științific, așa, ca să poată să intre în legalitate și Asociația Sportivă Măgura Cașin și au obținut toate documentele legale. În proședința anterioare am făcut astfel de grad asociere și cu viitorul colegi. Astfel, în ținută dată, propunem ca să încheie un alt și un contract de asociere cu ASE Măgura Cașin.
Contractul este în aceeași formă, ca și cu viitorul Culița. Avem scrisoarea de intenție de la clubul sportiv Vasile Brancașeni. Expunerea de motive a primarului. La proiectul de hotărâre privind asocierea Comunei Cașin cu asociația Clubul Sportiv Măgura Cașin. În vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii și proiecte, având ca obiect principal susținerea și promovarea echipei de fotbal Măgura Cașin. Subsemnatul Soroiu Daniel primar consideră că prin implicarea autorității publice locale în sprijinirea activităților sportive, va crește nivelul de educație, de socializare, de menținere, a stării de sănătate a copiilor și a tinerilor prin practicarea unui sport și anume fotbal. În conformitate cu articolul 3, articolul 25 și articolul 67, aliniatul 2, litera B, din legea 69/2000, privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolului 36, aliniatul 6, litera A, punctul 5 și 6, coroborat cu aliniatul 2, litera D, din legea 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, a ordonanței de guvern 26/2000, articolul 51, aliniatul 2, privind fundațiile și asociații. Propun spre dezbatere, analiză și aprobare, prezentul proiectul de hotărâre. Da, mulțumim. Acestea au fost proiectele de hotărâre. Vă rog să aveți. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement a realizat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Comuna Cașin și Asociația Clubului Sportiv Măgura Cașin, constată că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată, a realizat proiectul de hotărâre și propune Consiliul Local să adopte în forma prezentată. Mulțumesc. Dăm citire solicitării către Consiliul Local și apoi la urmă o să dezbatem proiectele, da? Cum doriți dumneavoastră? Prezent. Da. Da. Către Consiliul Local Cașin. Subsemnatul Ungureanu Eugen, reporter acreditat la televiziunea Inclusiv TV, Onești, preada George Bacovia Pașcă, județul Bacău. Vă rog să-mi aprobați încheierea unui contract de colaborare cu Primăria Cașin, județul Bacău. Scopul acestui contract este punerea în valoare a bogatelor tradiții culturale, realizarea de filmări cu imagini și aspecte din zona dumneavoastră, diverse interviuri, documentare, ședințe Consiliului Local, reportaje, etc., care să contribuie la promovarea comunei în context regional și național. Suma propusă de noi pentru acest contract de servicii video este de 80 euro plus TVA lunar. Vă rugăm de asemenea ca durata contractului să fie de minim un an de la data încheierii. Televiziunea Exclusiv TV este parte a activității societății comerciale Electrostar SRL Onești, județul Bacău, cont trezoria Onești, și este reprezentată de asociat unic Ungureanu Eugen. Către Consiliul Local al Comunei Cașin, președinte domnul primar Daniel Soroiu, doamnele și domnul consilier, doresc să supun atenției legislativului local al Comunei Cașin propunerea de a realiza un parteneriat de colaborare între TV Kid Post Televiziune cu licență audio-vizuală regională numărul TDC-606. Parteneriatul constă în înregistrarea ședințelor de Consiliu Local și difuzarea lor în rețele de cablu RCS și RDS, Olisat, Midbon, Arcom Link 2015, Sat Comar, Acata, având un număr de abonați de peste 160.000 în tot județul Bacău. Difuzarea înregistrării se face în sâmbătă și duminică imediat următoarea ședință, în intervalul orar alocat acestui timp de material. Suplimentar se vor posta spre vizionare pe canalul TV Kids, canalul oficial al televiziunii de pe YouTube.com, de unde se vor putea prelua pentru postare în site-ul oficial al Comunei Cașin. Oferta de preț este de 800 de lei lunar, la care se dau TVA. Administratul Cristian Lume. Să înțeleg că ați prezentat două din astea, nu? Da, două solicitări. Două solicitări. Una de la televiziunea KTV și una de la televiziunea Exclusiv TV. A noastră de 3 milioane și cealaltă de 8 milioane. Da, materialele au fost prezentate. Vă rog să vă asigurați la cuvânt. Cine face viața? Sau vă mai gândiți și ne scrie, domnul Grânceanu? Rectificarea bugetară, tot ce este bine pregătit, aș vrea să ne explicați, ca pentru mine, poate venind mai mult, banii ăștia, care e suma cea mai mare dintre toate
7.000 la protecția mediului. Pentru servicii de ecologizare. Sau vă doar spus la urmă. Poate că era mai bine să fie invers, eu la învățământ, 7 și 6 la servicii. Da, mă rog. La învățământ e numai 600 lei, nu are nicio treabă. 6 milioane și are 70 de milioane. Da, mă rog. Am ales un dar poate mă înșelă, mă bine. Așa. Referitor la... Știu, dar eu vreau să... Obțin altceva, mulțumesc. Da. Referitor la contractul, v-ați îndeplinit visul, vă felicit. Era frică că se va desfința echipa. N-ați vrut să spuneți de ședința trecută că noi nu avem actele regulare. Și acum ați făcut dovada că le aveți. Vă felicit pe Costel că v-a dat ideea. Ei au fost corecți și au făcut de la început mai mult de la să vorbesc. Acum sunteți în regulă, nu sunt nicio eroare. Acum sunteți în regulă și dumneavoastră și cei care au avut inițiativa să mai facă o echipă. Aș propune să țineți cont, dacă va mai fi cineva dintre noi care suntem aici la conducerea primăriei, să investiți într-un teren de fotbal cu aceeași valoare care s-a putut ca și Cipurița, ca să fie egal, să fie iertare. Dar așa mi se pare corect. Dacă este vorba, nu râdeți că râsul ăsta este este contra tineretului, nu contra mea. Eu sunt un tip care fac un balanț, să zic eu. Așa ar trebui. Referitor la problema cu televiziunea. Presa, jos pădurie, n-ai ce să spui. Brâne, Adrian, sunt cu noi. Nu știți cum este. Trebuie să le acordăm posibilitatea să publice și despre noi și cele bune și cele rele, să ne creăm și noi în rândul presei, știu eu, și avantaje și dezavantaje și corectitudine. Că ne mai corectăm unii pe alții, asta e viața. Și dânsi pe noi și noi pe dânsi, știți? Da. Cam atât am avut de spus. În rest, toate curg de la sine și sunt corecte și zic eu că sunt bine de dus la îndeplinit. Vă mulțumesc. Și noi mulțumim. Altcineva? Nu? Mă știu la bunul. Vă rog. Îmi vorbărez idei. Am o regulă, trebuie să iau cuvântul. Sau chiar doar dacă vreți să vă zic că mai e... Mă, nu, vreau să respect, nu știe. Haideți, domnul Prelea, dacă domnul Prelea, 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 domnul domnilor consilieri. Mai ești consilier că și aveți un pic de respect. Ce ce domnilor consilieri, lăsați cearta după. Ce ce nu mai ironizați domnul consilierii, nu mai ironizați cadrul de dat. Nu mai pe mine. Stai, da. Stați... Domnul Prelea, vă rog să ce să spun, așa, pe ordinea de zi, cu sportul, cu fotbalul, cu Comuna Cașin, într-o ședință anterioară, primarul spunea că, eu știu, localitatea Purțăna ar fi fratele mai mic, proporționat la sumele distribuite fotbalului, fratele mai mare, fratele mai mic, fratele de fotbalul al lui Hagi. Dar acum e bine că a venit și domnul Fudulat în ședință. Poate ne și explică cum a intervenit pe terenul la Dumnezeu, a avut autorizații de a intra în incinta școlii. Nu e nicio problemă dacă n-a avut autorizație. Poate dânsul chiar a vrut să îndrepte, să repare acel teren de fotbal. Nu i-a reușit pentru că arată cum arată. Au crescut niște boscheți acolo, niște burieni, ce-o fi acolo arată. Nu se mai poate practica. Înainte se juca fotbal, dacă totul subie cu fotbalul. Mai are timp să văd că vremea e acceptabilă. Ar putea să-l repare și să-l redea
copiilor până de sigur, dacă tot vremea permite intervenția. Ați intrat cu utilaj, ne zic de o explicație cum, cum a intrat în acea incitație. Dar dumneavoastră cu pata și nu, dar... Leți și vă faceți treabă dumneavoastră. Am făcut jumătate dumneavoastră, jumătate între ea. Dacă tot susțineți că sunteți un susținător al sportului, să veți cum 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 să nu mai sunt curse jucători din echipă. Da, da. Ce vă testezi? N-a ajuns de mine niciun jucător. Știi, foarte bine. Există filmarea în două ședințe. Referitor la... Dai mai de așa. Referitor la... presă, tot primarul președinț anterior mi-a spus că ne va spune contractul care îl are Chit TV cu, cu primăria Cașin. Mă scuzați, am și spus, dacă aș fi procesul verbal, dacă l-am stat bun, domnul Cuvar a spus că nu, anul ăsta nu a avut contract cu Chit TV. Anul nu s-a terminat. Anul nu s-a terminat, dar suntem în... Și e și filmarea de... În 2015, dar unii s-au spus... Dar n-ar fi nicio tragedie dacă ne-a spune cât a avut în 2014, într-un an, cât a fost contractul cu Chit TV, că nu e niciun lucru grav dacă ne-a spune cât a costat, 1.100 de euro, 1.000 de euro, nu, nu e nicio tragedie. Ca să ne facem și noi un calcul cât, cam cât ar trebui alocați, cam câți bani ar trebui, dacă merită 8 milioane, dacă merită 3, să știm cam câte intervenții ar fi într-o lună, să poată să încasa cei 800 de lei, chit 8 milioane de lei lunar. Fiindcă mai mult l-am văzut pe domnul Ungureanu, tot venit din vară în face și am vrea să păstrăm o proporție egală așa, clar, trebuie să ajutate de firmele media, pentru că le văd că vin aici, Chit TV a venit ultimele două ședințe, domnul Ungureanu a venit ultimele 8 ședințe de chiar câte două pe, pe lună. Să ne spuneți clar, cât a costat contractul Chit TV în 2014, ca să știm cât ne raportăm pentru 2015. 16. Poate îl face chiar în 2015, nu, nu avem cunoștință. Dacă mai vin pe parcurs, o să mai intervin. Dacă vreți. Atâta de... O să mai intervin. La rectificare nu aveți nimic de... Da, cu cei 7.000 de lei, pentru mediu, tot așa, dacă ne-ar da o explicație, să știm exact unde se aloc acești bani. Și celelalte sume, adică să știm înainte ca să avem ce bază discutată. 6 lei. A spus și copiii cu ce să... E posibil că unii din mâini gândim în altă parte. Haideți să fim concentrăm la ședință. Să ascultăm ce spune domnul Mărianu și spune domnul Mărianu, să nu mai repetăm încă o dată să punem întrebări. Deci am explicat că cei 600 de lei este o lege prin care se dă la copiii probleme, care urmează cursului învățământului normal. Și nu sunt, nu sunt eu știu, special. Și de ca așa sunt mai mulți, sunt vreo 6 copii, dacă nu mă înșel, de care mai mult beneficiază. Andrei Alexandru. Nu știu după ce. După ce criterii au apreciat de lucrul ăsta de la Bacău. A, da, a venit nominal. Nu, nu le-a cerut niciodată nominal, copiii care au probleme. Și le-a trimis la Bacău. Și din toți aia, se lipsa la Andrei Alexandru. Se beneficieze de cei 600 de lei. Cine și asta, măcar să ne informeze? Andrei, de lângă biserică, din spate. Dar chiar și așa n-a trebuit să fie de agresiv, domnul primar, că nu, asta să știți cum vă funcționează de marile realizări. Am să rămân consecvent hotărârii mele de a nu, de a nu mai vota propuneri venite din partea primarului. Aștept propuneri care să vizeze publicul din partea consilierilor
și am să-mi explică și eu abținerile în cele două, cel puțin în privința punctului 2 a asocierii cu clubul de fotbal Vomura Crașin, asociații sportive. Am să mă abțin pentru că, din punctul meu de vedere, Comuna Crașin asigură condiții foarte bine prin clubul Vomura Crașin de desfășurare de activității sportive, recte fotbal. Cred că nu era suficient un club de fotbal și în sensul ăsta chiar puteam suplimenta. Deci dacă mă abțin pentru că clubul Mocul Acaș trebuia să aibă un buget mai mare. Așa și cu un sistem de premiere, adevărat, nu premiere, că nu vreau prea des, premiere pentru că obțin locul 1-3. Era totul un bonus. Mă rog, ceva sensibil mai mare, nu mă gândesc la un buget dublu sau... Dar puteam stabili, de exemplu, un 5.000 de lei. Mă gândesc acum, deci, ultima jumătate de oră, de când s-a citit materialele. Un 5.000 de lei pentru, să spun, cum face Liga Profesionistă de Fotbal. Acolo fiecare loc, fiecărui loc din clasamentul final, îi se distribuie o sumă. Pentru 1-3 primeai o sumă, pentru 4-6 primeai 3.000 de lei, pentru 6-10 primeai 15.000. Un sistem de premiere care cred că ar fi motivat și jucătorii să premiezi, pentru că nu retrogradezi, aia este reprezintă performanță. Dar în privința acestor contracte, doamna secretară, aș vrea să vă, pentru că ține de dumneavoastră, trebuie să fim foarte atenți în privința legalității, pentru că la Târgu Mureș, domnul Florea este inculpat în momentul de față, primarul, iar în altfel se pare că la Târgu Mureș, la Târgoviște, chiar se face ceva, este chiar o condamnare. Deci, pe asocieri și pe finanțări ilegale a cluburilor de fotbal. Dacă mai e ceva, am să mai spun pe parcurs. Nu vreau să fac dialog dar cu nimeni, dar aș vrea să vă spun, domnul Grânceanu, că dumneavoastră ați militat 2 ani și jumătate pentru o conductă de gaz. Deocamdată, acum văd că sunteți foarte vehement în privința unui teren de fotbal. Am rezolvat tot la Curița, ne trebuie teren de 3 miliarde. Este retoric, nu trebuie să-mi răspundeți nimic. Mă miră totuși atitudinea asta, pentru că eu v-am spus într-o ședință trecută că prioritățile, primele 5 priorități ale Curiței nu se regăsesc în astea. Nici în bugete, nici în terenuri. De asemenea, în privința ultimului punctului suplimentar, cred că firmele media fiind două, la prestații egale, trebuie să aibă și beneficii egale. Adică trebuie să găsim să venim cu propuneri, în sensul că participăm la ședinții, la fiecare ședință, să asigurăm același beneficii, aceeași sumă. Dar n-aș ști cât să fie acea sumă. Ori ne întâlnim la jumătate, am zis că una este de 8 milioane, mă rog, transformat, una de 3. N-aș ști în ce quantum să fie acea sumă. Poate să aveți dumneavoastră alte propuneri. Atât de canata. Și o mică corectură la viitor, dar apropo la firme din media, să transmită integral ședința de Consiliu Local. Am văzut la domnul Mureanu că s-a transmit integral toată ședința. În schimb, doar... E gratuit, domnul Curelea. E gratuit, dar ce vrea? Păi ori transmiteți gratuit, ce gratuit, e gratuit. Eu decid ca firmă media, când e gratuit, ce intră. Dacă nu e clar, gratuit, transmite doar gratuit. Atunci spuneți altceva, favorizați pe cineva. Nu favorizez, domnul Curelea, pe nimeni. Eu ca firmă media îmi fac politica editorială. Cum e la dumneavoastră, păi, și noi avem drept de vot aici. Copiilor. Nu, eu nu mă văd să faceți... Și noi avem drept de vot, să votăm opinioane sau să nu votăm nimic. Dacă văd că favorizați. Nu am zis să... Gratuit. Am văzut, m-am uitat întâmplător, că nu mă uită pe Chip TV, dar am văzut întâmplător și o bucățică...
nu? De, ați văzut pe tablă. Nu ați transmis toată ședința. Ați văzut pe tablă, repet. Când faceți acest lucru, e clar că favorizați un anumit candidat. Sau faceți campanie. Ați văzut pe tablă, la televizor. Transmiteți toată ședința. Adică asta vreau să am pe tablă, la televizor? Nu știu unde am văzut, dar nu ați dat toată ședința. Nu ați dat toată ședința. Ați auzit? Deci transmiteți toată ședința, dacă tot veniți și filmați. Nu dați numai. Nu mă învăț pe dumneavoastră cum să predați la ore și nici cum să votați pe jurnalul local. Da. Tocmai din această cauză să vă rog politica editorială a firmei TV Kids să facă TV Kid. Atunci, deocamdată, ne plăcem să votăm o opinie. Nu, deocamdată, e doar o propunere. Puteți să o acceptați sau nu, că nu e. Da, altcineva? Domnul Valentinar, la urmă, mă dați. Da, sunt de acord cu rectificarea bugetară, cu explicații de domnul primar, cu suma asta de 7.000 de lei la protecția mediului. Ar fi culmea ca să mă opun la asocierea asta între Măgura Cașin și Cașin. Dar ca să fiu imparțial, n-am citit acolo că l-am răsfăit contractul în fugă. Perioada de asociere vreau să fie egală cu cea a viitorului, ca și cu viitorului Curița Sofia, adică până pe până pe 30 iunie, când se termină campionatul. Dar poate deși nu mai zic doar să mă ia mână meci, până se termină. Da, da, până se termină. Vis-a-vis de prezența domnului Fudulache, este binevenită. Eu, din câte și din discuțiile pe care le-am avut eu așa cu cei care se ocupă de fotbal, înțeleg că viitorul Curița se erigează în a fi o asociație sportivă de creștere a tinerilor talente, a copiilor și nu, deci nu se rezumă doar la echipa de seniori. Nu? Așa am înțeles eu. Sunt copii, sunt grupe de copii care vor să facă sport. Eu din totdeauna am militat pentru un teren la Curița, dar un teren de fotbal, nu crearea unui stadion. Că am zis că da, dacă sunt bani, dacă în exercițiu bugetar din anul 2016, dacă eu știu și următorii, cine vor, veți rămâne dumneavoastră în continuare primar, vor veni alții, eu știu ce schimbări se vor produce în vara anului 2016, atunci, poate, eu știu, vine cu opțiunea lor. Dacă dumneavoastră ați făcut exercițiu bugetar și vă ați considerat că puteți ține două echipe sau ne putem permite noi un buget să avem două echipe, e foarte bine. Iar acolo eu am zis la Curița să pregătească un teren de joc, tot așa, cu gazon, cu care să nu întrunească condiții mai puține, adică ca și practicarea sportului, decât cele de la Cașin. Eu mă refeream la o bază de antrenament. Am zis că poate nu putem noi să facem acolo, eu știu, tribune și alte chestii, că alea ne duc mai mult. Eu zic că ne duc mai mult de cei 70.000 de euro pe care i-ați preconizat că s-ar cheltui acolo cu terenul de fotbal. Lasă, dacă sunt bani, să se facă și la Curița pentru terenul de fotbal, pentru copiii de acolo. Dacă sunt bani, dacă nu sunt, și dacă, să-l parafrazez pe domnul Mășu, dacă astea sunt prioritățile pentru Curița în momentul de față. Aș mai vrea, domnul primar, să ne informați ce se întâmplă cu firma asta de salubrizare care a venit la noi, care au câștigat sau în ce stadiu sunteți cu continuul Consiliu sau vine RomPres sau cum se cheamă firma aia care a câștigat licitația la noi la Cașin. Dacă nu mai ești tu, bă, unde mi-am măcat. Da. RomPres. RomPres. Da. Cam astea au fost cele. Domnul Radu? Referitor la primul punct, am să vă rog să mai amănânțit un pic, să, de exemplu, la drumuri. La ce se referă? Ai o mică lită? Da. De ce zic? Pentru că s-a făcut o investiție frumoasă și bună podul ăsta, dar drumurile de intrare și astea sunt destul de grele. De exemplu, când ieși la domnul comandant de
acolo la Neagu. E foarte greu. Eu m-am dus într-o zi cu mașina și am scăpat, nu că sunt începător, dar e greu de... Iar și pe dincoace ar fi mai aproape și mai direct, dar trebuie bunătății drumul. Deci e un obiectiv bun, frumos, dar care e greu de accesat. La treaba asta, revin asupra faptului că, am mai zis în vreo două ședințe, trebuie să fim foarte atenți atunci când ne punem în program să realizăm niște obiective și cheltuim banii, că după aceea ne dăm seama că poate era mai bine să facem altceva sau poate era mai bine să facem altceva. Deci trebuie să fim foarte atenți. Zice că revin iar asupra unei întrebări care a mai ridicat-o de două ori. Trotuarul care a zis că se face e atât de important că încercați la ora 4:30 seara să mergeți, să vedeți ce multe mașini vin din toate direcțiile și lumea îi merge pe margine. Oamenii sunt în vârstă, eu zic cazul meu, nu vedeam șanțul, mai puțin pe jos, dar nu vedeam șanțul, luminile te orbesc și evităm niște discuții. Iar aici va fi rolul și organelor de poliție să mai atenționeze puțin oamenii să folosească măcar trotuarul care e. Deși este trotuar, uitați-vă și copiii mulți merg pe marginea drumului. Și, bineînțeles, obiceiul la mamelor, de a merge mama pe dreapta și copilul se duce pe mână spre șosea. Deci aici ar interveni și rolul ăsta. Referitor la echipele de fotbal, urmăresc sportul și am făcut și sport. Dar trebuie să ne gândim bine că orice treabă, ca să o faci ca lumea, necesită o cheltuială și o preocupare. E foarte bine că cineva se implică și poți să faci ceva pentru comună, dar sprijinul și dus până la capăt și aici e poate specific românilor. Când îl vezi pe unul că face ceva, celălalt sare pe el. De ce face? Oare de ce? Nu știu ce. Ce urmărește? Să pun un semn de întrebare care n-ar trebui să pună și ar trebui să conlucrăm cu toții. Așa ca și consilierea a mai zis că trebuie să contribuim, să ne gândim pentru binele comunei, nu să ne catinăm unii pe alții, care nu ajută la nimic. Și așa, un pic dacă mai lămuriți un pic și la protecția mediului, la cam la ce v-ați gândit folosit banii ăștia, ca să știm. Poate putem să venim cu vreo idee, poate putem să sprijinim și să înțelegem și să explicăm și oamenilor că știți care este? Uite că s-au cheltuit o grămadă de bani, că se duc versiuni, că s-au băgat atâția bani, că s-au făcut, că nu știu ce. Știți? Și se fac niște semne de întrebare care apasă pe numărul la toți. Că zice, ce faceți acolo? Eu știu ce păzesc în familie, că îmi zice, de ce te mai duci acolo dacă nu realizați sau nu faceți? Știți? Revin la treaba asta și pentru că e cam ultima dintre ședinți pe anul ăsta, sărbători fericite la toată lumea și un echilibru între noi și să mergem frumos înainte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul doctor. Altcineva? Domnul Maise? Țin să vă anunț că lipsa prezenței mele la ședințele pe care s-a ținut, am avut și o probleme de sănătate, știți foarte bine, a fost plecat în afară și îi mulțumim lui Dumnezeu că 80% s-a rezolvat. Dar vreau să sunt de acord cu proiectele care domnul primar le-a inițiat și cea mai mare care este un lucru important pentru copiii aceștia care sunt de acord să le dăm la acești copii care nu pot să meargă la școală, care au o posibilitate mai puțin, nu știu, nu au bani, nu au, sunt mai săraci. Țin să mulțumesc în numele locuitorilor din cartierul Andreșești, primăverii și 22 decembrie, prin intermediul meu, toți locuitorii aduce mulțumire domnului primar pentru că a dus la îndeplinire proiectul de asfaltare în zona orașului, acolo unde stăm noi. O rugăminte foarte mare la domnul primar, că în 2016, văd că se vorbește de fotbal, de terenul foarte bine, nu e nicio problemă să se facă. Dar cea mai important lucru care trebuie făcut, e o propunere, să facem pe cartierul primăverii, să aducem lumina electrică pentru
ca acești oameni să beneficieze, că am auzit că a fost discuții, că acolo sunt țigani, că nu știu ce. Nu trebuie să punem problema, toți suntem români și suntem din aceeași comună. Asta este ideea principală, că am fost votați și pentru acești oameni trebuie să realizăm lucruri care trebuie o maximă importanță. Nu poți să stai fără lumină în casă. Știți foarte bine că acolo sunt construcții de o mare frumusețe, vile, case, plătesc impozite. Și tocmai de asta vin cu rugăminte, ca în 2016, când ca proiectul ăsta să se rezolvă și cu iluminatul pe strada Primăverii. Și atât am avut de spus și aduc mulțumiri și îi transmit prin intermediul meu multă sănătate și sărbători fericite și consiliului local și echipei a primăriei și domnul primar în special. Atât am avut spus. Vă mulțumesc. Altcineva? Cerem de fără, doar acolo nu vreți. Nu. Eu nu sunt de acord pentru câțiva 12 băieți sau 15, 17. O să, cu timpul o să facem și acolo când o să fie o comunitate mai mare. Eu cu terenul de tot. E bun și sportul ăsta, nu sunt contra, dar să facem un tic ce trebuie să facem pentru comunitate. Iluminatul, cred că e mai special pentru a avea omul să pună și el un televizor, să vadă, uite, că sunt de acord și cu presa care este aici prezentă. Păi să vadă, nu să stăm să tragem cablurile unul de la alții, pe, să avem curent electric, mai ales acum în două, că să știți că de 25 de ani nu s-a făcut nimic în zona Andrișești. Să fim clar și concis că așa este. Nu s-a făcut nimic. Era vorba să facem și canalizare pentru... Apă potabilă aveți? Avem apă potabilă care dumneavoastră ați adus-o în zona Andrișești, dar vreau să vă spun că o canalizare... De ce cauză? Vă spun lucrul acesta. S-a făcut fântâni. Majoritatea au fântâni gospodare din zona Andrișeștiului. Și acum a început să-și facă oameni asnale pentru fregatele astea care vin de la baie, de la, mă rog, de la mașina de spălat și așa mai departe. Și se infiltrează în pânza freatică și dăunează apa de consum care om a cheltuit niște bani pe acea fântână care și acum aveam nevoie și de o canalizare, că suntem aproape de oraș, nu avem 800 de metri până de încadrăm să ne... Și este un lucru foarte important, dar n-a fost timp. O să, pe mandatul cât mai este domnul primar, poate o să ia hotărâre să facem un proiect ca să putem face la comunitate, la oameni, un lucru foarte bun. Că mai avem nevoie de ei, că ei nu au votat și suntem aici la Consiliul Local și mai avem nevoie de voturile lor. Nu numai ei au votat, toți am votat. Toți, nu numai ei, toată comuna ta. Că eu și noi aparținem de comuna ta și nu că dacă noi suntem acolo și că nu numai țigani, sunt și români acolo, dar nu trebuie să luăm problema asta că suntem țigani și am auzit discuții care nu sunt în conformitate cu... Hai să nu ne mai întoarcem acum 30 de ani noi. Vă rog frumos. Și asta este obiectul și propunerea mea ca în 2016 să punem, să facem, că nu costă. Cât am înțeles că 700-800 de milioane vechi să începem să aducem niște stâlpi de iluminat ca să omul să poată beneficia de acest privilegiu. Acum rămâne pe 2016, dar am să propun în continuare și dacă se poate realiza, este un lucru bun pentru comunitate. Eu vă mulțumesc pentru lucrul acesta. Mulțumesc frumos! Domnul Vlad. Apropo la ce spunea domnul Moise, și eu am o nemulțumire vis-a-vis de rețeaua electrică. Începe și la mai acolo, în Mărea, când am rămas până la urmă. O să vreau să vă răspund. În 2007-2008, faptul că s-a schimbat, au avut loc alegeri locale, de când a câștigat domnul Curerea pe Mărea, împreună cu echipa care l-a susținut, s-au investit foarte mulți bani în imaginea comunei. Primărie, cămin cultural, poduri, trotuare, multe alte investiții. Dar, din punctul meu de vedere, cel mai important investiții trebuie să făcut în resursa umană, nu în clădiri. Ceea ce domnul Curel a fost împotrivă și domnul nu știu care a mai fost, ideea noastră de a face o altă echipă, sau de a avea și statul Curița
o echipă de fotbal. Ne-am gândit și datorită faptului că noi am fost întotdeauna marginalizați vis-a-vis de acceptarea noastră, așa am simțit-o noi, până la un moment dat, din 90 până în 2007-2008. Nu am reușit niciodată să ne impunem, să reușim să ne integrăm în grupul echipei Măgura Cașca. Dar înainte de asta, am vrut ca ai noștri copii, ai mie, Costel și a celorlalți, să nu mai petreacă mult timp în fața calculatorului. Eu am în față de 16 ani, n-am făcut niciodată niciun sport. Are 1,78 m înălțime, dar dacă pun să alegi de aici până la Căminul Cultural, obosește. Noi întotdeauna copiem din țări de vestice ceea ce este rău. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că în vest, nu știu dacă există un copil într-o familie care sunt practic un sport. Amba, tenis, înot, orice altceva. La fel și bugetul echipei nu este bazat pe acea colaborare cu Comuna Cașa. Bugetul nostru este undeva la 50-60.000 de ron pe an, care vrem, nu vrem, trebuie să-l completăm, pentru că noi am început un proiect, cel puțin pentru 5 ani de zile, așa ne-am făcut noi planul, trebuie să ducem la final. Am încercat să facem 3 grupe, 8-10 ani, 12-14 și echipa de seniori. Am reușit să închegăm o grupă de 8-10 ani, 12 copii, care am avut câteva meciuri, ne-am înscris, am avut câteva meciuri. N-am avut prea mult succes în meciuri, am avut aici cu 15-1 și cu 13-0, apropo de ce spuneați unii dintre dumneavoastră, că avem rezultate bune sau proaste. Dar am reușit să închegăm o familie dintre copii. Apropo, unul dintre ei, de aici, în localitate, după meci nu am mai mers să mai luăm un sucuie, o prăjitură, un trei nu fusese niciodată într-o cofetărie. Eu sunt foarte mulțumit și vă mulțumesc celor care ați aprobat că am reușit să deschidem acest proiect. Dacă am reușit să ducem la capăt sau nu, depinde foarte mult de posibilitățile mele financiare. În primul rând, nu a primăriei. Când mă leac 15 lei, n-acoperi poate 15.000 de lei, n-acoperi nici 20% din buget. Mi-am uitat câteva idei ca să vă spun. Ceea ce am observat eu, împotriva alocării bugetului sau asocierii, au fost două persoane, domnul și domnul Curea. Inițial am fost foarte, foarte supărat. Chiar eram dezamăgit, nu am vrut în viața mea să mai intru în primărie. După aceea mi-am dat seama că domne, de cât știu eu, nu știu, domnul Mușu, nu au copii. Și dumneavoastră nu înțelegeți importanța unei creșteri sănătoase unui copil. Eu nu susțin că trebuie să adoptați, să trebuie să vă căsătoriți, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar trebuie să importați, nu știu, trebuie să mergi la mama ta, să o întrebi ea până de zile, mamă, spune-mi exact ce înseamnă copilul pentru tine. Și atunci veți înțelege importanța unei echipe de fotbal, unei echipe de handbal, unui sport, unei creștere sănătoase a unui copil. E foarte simplu ca să investești bani în tine, în persoana proprie, și mie mi-ar place să conduc o mașină de lux, să am haine cum are nimeni, dar am preferat ca banii care, surplusul acei de bani care am avut, să investesc în creșterea unui copil sănătos. Atât am spus, vă mulțumesc, sărbători fericite, Crăciun fericit la toți. Numai două minute vreau să spun ceva. Dimineața la un comentariu referitor la meciul de handbal de aseară, am spus că toți spectatorii din Danemarca se bucurau și se vorbeau foarte frumos chiar când noi marcam. Pentru că în Danemarca, am zis că nu are importanță copilul să ia nouă la matematică, să facă sport, să facă unul din sporturile pentru care are inclinație. Nu urmărește să aibă nouă la matematică, urmărește să facă sport. Hai să dau un răspuns. În două minute, două minute. Comentariul ăsta. Despre carte. Da. Dacă mai dorește cineva? Da, mi-am auzit numele, că n-am pronunțat numele niciodată invitatului. Și când să-i dau o replică. Apare totuși că nu a înțeles nimic. Nu s-a opus nimeni desfășurării
de activități sportive în comuna Cașin. Am spus și mai devreme, ce e așa de greu? Comuna Cașin oferă posibilitatea de a se de a face sport. Avem o bază făcută unde este făcută, dar până una alta este funcțională. Putem foarte bine să facă asociere cu Măcura Cașin, un buget mult mai mare și în sensul ăsta putea să desfășoare și copii cu... Bineînțeles, și grupe de copii. Care este problema de înțelegerea unui de astfel de lucru? Cine s-a opus? Bineînțeles că am pus pentru bugetul acestei echipe, pentru majorarea bugetului acestei echipe tradiționale, a Măcura, bineînțeles sunt și un pic nostalgic. Adică eu la echipa aia am ajuns. Alergam efectiv până la teren în Țărnic, sau cum se chema, așa, fiecare după. Păi cine se vede? Pe Bălea? Băi, erau niște fotbaliști, acum nu vreau, erau niște fotbaliști, probabil nu să mai avem, ghinionul lor a fost că s-a suprapus probabil pe cea mai bună perioadă a acestei țări în materie de fotbal, cu care nu ne vom mai întâlni cât va mai fi fotbal pe pământ. Era perioada în care România câștiga cupe europene și unii din acești jucători, eu pare nu vreau să vorbesc despre fotbal, unii dintre acești jucători astăzi ar fi fost jucători de prima divizie, cred, vreo 2-3. Domnul Valeanu, am prezentat. Nu, eu eram pe la Liga 2. Dar un Coșbuc, un Vicu, așa, erau cred că jucători care la cei acum în prima divizie, noi suntem acum cu Lituania pe acolo, pe la Coarele Europei, jucau în prima divizie. Dar poate și nostalgic fiind, aș vota pentru suplimentarea, aș fi fost pentru suplimentarea bugetului acestei echipe. O asociere a domnului, care este foarte generos și pasionat cu echipa ASE Măcura, era părerea mea perfectă pentru localitate. Nu știu ce n-am înțeles, ce este... pe de altă parte, dânsul atât așa, un discurs foarte emoțional cu copiii. Da, copiii ne educăm noi. Face foarte bine și școală, face și carte, a făcut la timp, foarte bine face. Nu am înțeles ce... care e problema mea, că fata domnului a obosește până la școală. Și ce trebuie să fac pentru asta? Ce care este? Domnul, da, un exemplu. Da. Ca să-și susțină ideea. Da, haideți ca prin exemplu, pentru că ne-am dus și ședintele. Și să-și susțină... Da, păi și iar eu acum vreau ca să-i dau domnului o replică, că mi-am auzit numele. Altfel nu avem nicio problemă în aia, pentru că v-am spus la început că nu vreau să fac dialog cu nimeni. Da, asta e. Deci cred că este vorba totuși de o problemă de înțelegere. Nu m-am opus sportului și unei asociații puternice în comună, ca și nu divizate, oricum viitorul, nu asociația, va fi a unui club unic în Cașin. Sunt doar orgolii și mofturi pe care nu trebuie să le sponsorizeze primăria. Pentru că asta este administrație publică, nu se înțelege, nu este administrație privată, este publică, dar asta așa spune și numele. Mersi. Și eu n-am auzit numele de la... Am dat un cuvânt, așa a plecat, dar clar că nu înțelege nimic fudurat, are și o vârstă. Vin din Castraveți la grădinar într-un termen. Mai ales că am și votat baza sportivă și ne mai pot și cetățenii. Numai eu m-am opus. Da. Doar eu m-am opus. El m-a nominalizat și pe mine. Ne mai și voi cetățenii din comunul de cam listă de la Bel. Chiar vreau să defupați bucăți ca asta. Cu fotbalul din partea mea, nu mai vreau să mai... Ce o spune cei din comun, până așa în ședințe de consiliu, ședințe de ședințe numai de fotbal, cu Bucurița, cu Cașinul, cu... Eu fac de 17 ani sunt profesor de educație fizică. Bănuiesc că am atâta experiență încât știu cum se practică sportul școlar. Recomand dumneavoastră sau dacă copilul dumneavoastră să-i dați la un sport, să-i dați către un cadru specializat, autorizat. Cum să dați copilul să-l educe? Nu faceți reclamă? Am avut și grupe de concurente mici la liceu și cu rezultate, nu mai e. Chiar și când am fost primar, tușam și terenul, jucam și fotbal, cred că sunt președinte la Măcura. Dar să vină futulatii ți fost. N-a fost niciodată. N-a fost niciodată. Din 2002 e aceeași conducere. Să vină... Asociații. Să vină... Am funcționat ilegal, noi. Da, exact. V-ați făcut iluzii.
Știam că a fost, a schimbat... Nu a schimbat nimeni nimic. Este un statut, un act constitutiv din 2002, acolo este un consiliu director în care nu figurați, erați mai copil. Dacă nu descopeream terenul ăla la Tănase acum, poate nici acum nu aveați de gând să jucați fotbal pe el. Dar... Clar, că n-a dat, eu l-am întrebat ceva, n-a dat nicio explicație. E rușine să spună cum a stricat un teren de fotbal la Curița, dacă tot e pasionat. Putea să spună că, fără să-și dea seama, probabil a așteptat o sumă de bani să facă o bază sportivă și l-a avea timp să-l repare. N-a dat să emoționat, să rușinat, a ascund din adevăr, că a stricat un teren de fotbal și fără o autorizație de a intra în incinta școlii din Curița. Foarte bine că vrea să ajute sportul, localitatea Cașa, dar nu spune niciun cu 6 de milioane cheltuie în buget la o echipă, când el a venit... Domnule, da, așa, el are dreptate. Să știți, din punctul lui de vedere, are dreptate, pentru că el nu are acolo jucătorii de la Curița. Are jucători din oraș, în echipa de la Curița joacă câțiva copii și în restul sunt băieți de la oraș, care se cheltuiesc niște bani cu transportul, îi aduce, eu știu, de la oraș, cu antrenamente, bani se cheltuie. Dar nu asta este problema. Eu vreau să-l spun că s-a simțit marginalizat sau frustrat băieții de la Curița. Eu vă spun, recomandarea care a fost la Cașin ca să joace fotbal a fost dintotdeauna a primat valoarea la Cașin, nu interesul de grup. Și am să vă aduc aminte, domnule, dar dumneavoastră sunteți foarte tânăr, dar domnul Vrânceanu știe mai bine, domnul Radu, când eram eu copil, era un Vasile Rențea. Colegul Nerozicea, nu știu cum îl chem, mă rog, care e la unele, Vasile Rențea, frate, cu Coțu. Vecinul cu Orsi. Da, Vasile. Și juca fotbal la fel de bine ca și Nelu Cosăcea, ca și Nelu Zbăcea și juca, n-a fost marginalizat. După aceea a venit generația voastră tânără cu Marcu, cu frații Marcu, care din totdeauna eu i-am adus la echipă și au jucat, deci nu i-a marginalizat nimeni pe cei de la ăsta ca să... Bine, el a avut acum, Mihai a avut un motiv ca să spună că domnule au fost marginalizați mulți din acum nu poți să spui că un Remus Rențea, mă scuze, era de valoarea lui Ion Ciolana și juca Ciolana și nu juca Remus. Asta e altă chestie. Deci întotdeauna a primat, au jucat cei care au avut din nevalare. Și ce vreau să vă spun, dar... Nu la echipa de putare tări la în general. Am înțeles. Bine, s-au simțit ei. Eu niciodată nu cred că am marginalizat un băiat de la Curița, dar dintotdeauna am spus că cei din Curița au fost și sunt cu mai bun simț decât chiar decât noi, cei din Cașa. De ce să nu recunoaștem lucrul ăsta? Dar nu asta am vrut să spun. Într-adevăr, vreau să mai ating un aspect. Și domnul Gelu știe și domnul Radu. Noi am făcut fotbal de plăcere în generațiile noastre. Nu ne-a dat nimeni un bar. Ne sculam la ora 5 dimineața ca să avem să discutăm un meci la ora 11 la Caraclău. Că nu erau și mijloace de transport. Și am făcut din plăcere. Și banii de arbitraj îi plăteam din buzunarele noastre. Deci barenul ăla de altfel. S-a făcut din față. Dânsul are acum posibilități să aducă, să dea bani pentru copii, foarte bine. Dar am spus asta pe mine cel mai tare și n-ați înțeles lucrul ăsta pe mine. Nu m-a deranjat că s-a făcut a doua echipă. Poate să facă. S-a făcut a doua echipă doar cu vreo câțiva băieți de la Curița, restul din străini. Și noi, Măgura Cașin, avem câțiva străini. De asta am zis, domnul, făcea eu chestii, cum a spus și domnul Mâșul. Dă-i toate prerogativele domnului Fudurache, fă un club sportiv ca lumea, cu rezultate, cu locul 4-5, cât poate la 1. Îi dai și premiul ăla. Și asta e, nu că suntem împotrivă. Dacă o să fie bani, cum am spus înainte și domnul primar, când o să facă buget, o să prevadă și sunt bani, ținem două echipe, care-i problemă? Așa e. Da, haideți să rezolvăm banii, domnul Slav. Da, cu proiectul rețelea bugetului sunt total de acord. Iar cu echipa de fotbal viitorul Curița, dacă sunt bani, sunt de acord să facă stadionul de un joc. Dacă sunt bani, exact cum face și eu, am văzut cu părere. Iar la diverse, v-aș ruga că să vreți să-mi luați în considerare ce vă zic. De câte ori se oprește apa asta noastră, care tot ne chinuim să o punem o dată la punct, noi, cotul, vlașca de sus și vlașca de jos, o săptămână nu avem apă.
că nu pornește pompa, că n-are automat, că n-are pe dracu, umanitate cu voi, că n-are aia, ajunge, merge primarul și pornește el pompa acolo. Bă, la nu știu ce face, care o fi cu apa, bă, nu știu cine cu apa. Așa. Și aș dori, ca în, acum nu se mai poate, în bugetul anului viitor, ianuarie, februarie, să facem o coborâre de aici, de la Municurte, de la Cimpoaia, să ne legăm în conducta care a ajuns la Filip, acolo la Munteanu. Și atunci nu mai folosim nici pompa, nu mai consumăm nici curent electric, nu mai avem nici... Și cred că ar fi o treabă extraordinară. Și în final aș vrea să mă laud și eu în aprilie, mai ca domnul de la primăvire, să avem și noi asfalt acolo, să beneficieze și cei din Vlașca, Plătul Vlașca și așa mai departe. Sărbători fericite și vă mulțumesc. Da, mulțumim, domnul Drăzan. Da, mulțumesc. Sunt de acord cu rectificarea lui Ginger. La punctul 2 sunt de acord și chiar fericit că s-a ajuns la sfârșit și s-a realizat și documentația toată deja pentru Măgura Cașa și a intrat în normalitate și Măgura. La referitor la echipa de la Curița, spunea domnul Oleanu că nu sunt decât 3 jucători la Curița și alt. Noi am făcut proiectul ăsta cu copii, cu grupele și cu echipa mare. Echipa mare, ca să o înființez, îți trebuie niște jucători. Nu am avut de unde să-i luăm. Deci erau ăștia 5 care erau din Curița, băieții ăștia, și trebuiau și jucători. De unde să-i luăm? Nu avem de unde să-i luăm. Nu trebuie. Da, dar eu nu vă reproșez lucrul ăsta. Acolo sunt cheltuielile. Am vrut să scoată relief, că acolo sunt cheltuielile domnului Cumpărat. Dar noi... Nu ne interesează cheltuielile astea care sunt acum momentan. Ne interesează ca cei de acolo mici din spate să poată să urce, să ajungă ei acolo și să fac înlocuirea de generație. Nu mai există problema de cheltuielile care sunt acum. Sunt și ăla, că sunt niște cheltuieli care se fac, care sunt niște, au niște costuri, dar pentru noi nu ne interesează. Deci, momentan, acum interesul este ca acei copii să crească și să ajungă sus acolo unde noi ne propunem ca ei să ajungă. Referitor la terenul ăla de fotbal, că iar am ajuns la el, că s-a stricat și s-a nu știu ce. Terenul ăla de fotbal a fost îndreptat, nu a fost stricat. Stricat nu e niciun fel stricat, deci este drept, nu este cosit, poate nu este întreținut, dar nu este o suprafață de teren care este mai rea decât cea care a fost înainte. E clar asta, că nu, așa că vrem noi ca să spunem una și alta, înainte era în pantă, a lui Elena Udre. Și acum trebuie gazon, ca de pe ăla național. Da. Deci cam asta am avut despre. Și mai aveam o chestie referitor la media. Referitor la media, cred că este binevenită, pentru că trebuie să se vadă ce este în Consiliu, ce se votează, să vadă toată lumea să știe despre proiectele care sunt puse pe ordinea de zi și ce se votează și ce nu. Și referitor la sumele pe care, contractele care trebuie încheiate între primărie și cele două firme, asta aș fi de părere ca, în funcție de ce oferă fiecare, să fie și contractul la făcut. Adică, dacă oferă mai mult, să fie o sumă mai mare, corect. Dacă oferă mai puțin, o sumă mai mică, că așa e firesc. Părerea mea este. Cam atât am avut de spus. Mulțumim. Vreau domnul Greceanu, vă rog. Aș vrea, nu să-mi arăt sub formă de că vă dau o replică, domnul Mușu, dar aș vrea să vă spun că, referitor la problema gazelor din Bocorița, este foarte greu datorită faptului că cine a făcut acel proiect de gaze l-a făcut numai pentru satul Cașin, iar extinderea în prezent este foarte greoaie. Bineînțeles, eu bun, dar vorbesc în numele celor care au posibilități de conectarea conductei de gaze dacă ar exista pe Curița, pentru strictul necesar. Și am mai spus-o și o repet, că
cred eu că fiecare își dorește să nu mai reușesc să facem această conductă de gaze, această extindere. Apa potabilă nu pot să spun nimic de ea, pentru că este cuprinsă în proiectul de apă canalul. Și cu asta s-a încheiat. Conducta de gaz rămâne tot problemă. Am nutrit speranța că va exista pe problema fondurilor europene. În prezent s-a închis și acest izvor de bani. Uniunea Europeană nu mai acordă niciun ban referitor la racolarea conducătorilor de gaz. Și ne-au oprit și de aici. Trebuie făcut ceva, nu știu cum. Am propus să facem noi o jumătate, adică șanțul și nu știu ce am mai discutat, iar conducta să fie adusă de cei de la Târgu Mureș. În fine, ceva se va face. Când și cum, nu știu exact de ce să spun. Nu renunț la treaba asta, eu unul. Cât voi mai fi? Ca persoană. Pe urmă, dacă nu voi reuși, cei care vor veni în urma mea, poate vor reuși ei. Dar, vedem. Nu știu, asta vreau să spun, că nu am renunțat și nu cu răutate nu mi-am adus. Iar în ceea ce privește sportul, sunt pentru că nu pot să dau înapoi după o viață atât de lungă la un club sportiv. Să zic, mâine nu mai vreau. La primăvară vă legitimează. Aduceți două pozii pentru legitimație. Asta e situația. Da. Mergem înainte, sunt copiii noștri și trebuie să avem grijă de ei. Atât, vă mulțumesc. Domnul, da, domnul Grânceanu, aș vrea să... iarăși, este o replică, dar nu, nici prima replică n-a fost una răutăcioasă. Nu, doar că... Ții minte că ședință de ședință aminteați acest lucru. Așa e. Absolut corect și legitim. Numai că vreau să spun că și noi greșim. Și asta face și... Asta face și... Face parte de neexistența noastră. Greșim în sensul că nu procedăm cum trebuie, conform legii. Dumneavoastră ați amintit lucrul ăsta timp de 2 ani de zile, 2 ani și ceva, ședință de ședință. Nu. Dumneavoastră trebuie să faceți un referat care îl întreți la primărie, cum am făcut eu. Bine, eu respingeam, dar cum am făcut eu și iar ăla trebuia supus Consiliul Local și votat. Dacă îl implementa sau nu, era problema primarului. Noi trebuie să venim cu propuneri. Da? Că domnul primar găsea soluții, fonduri europene, fonduri guvernamentale sau locale, era problema dânsului. Dumneavoastră erați inițiatorul unui proiect. Îmi sușesc. Da. Trebuie să facă o studiu de viitor. Da, domnul Venceanu, trebuie să facă o studiu de fezabilitate. Ați văzut dacă este fezabilă sau nu acea lucrare și noi nu ne mai făceam de discuții atâtea ani de zile. Asta este modul de funcționare a Consiliului Local. Noi venim cu niște propuneri pe care eventual le susținem la punctul diverse. A trecut și gata. Nu, scris referat, introdus pe ordinea de zi. Vedeți că se fac tot felul de subterfugii ca să nu introduc pe ordinea de zi. De asta proiectul meu de asfaltare la domnul Slavu n-a făcut obiectul pentru că obiectul unei hotărâri, tocmai pentru că chipurile era de design drumul respectiv într-un alt proiect. Dar nu era treaba noastră. Deci cum l-ar fi realizat dânsul, prin ce fonduri, era treaba dânsului. Dânsul este executiv, iar noi suntem un mic legislativ aici. Da, asta e exact. Noi le aducem, le spunem și amintim ședința de ședință, trece și nu se face nimic. De asemenea, domnului Brânză, înțeleg că acolo sunt la... Iarăși nu este o replică, dar nu este niciun fel malicioasă. Eu nu înțeleg. Care grupe de copii? Deci eu am fost la grădinița, la grădinița din Curița și erau 6 copii. Grupele de astfel de copii sunt formate din cer. Adică noi nu trebuie să ignorăm o realitate. Și din copii de la Cașin și de la Curița. Și din Cașin și din Curița. Da. Da. Dar că avem o problemă demografică în Curița, nu trebuie să ignorăm. Acum putem să... E clar că sunt foarte puțini copii și după cum se diminuează numărul acestora și în... și în localitate, și în Cașa. Înțeleg că deci sunt reunite. Mă gândeam că, fiind al Asociația Curiței,
Merg acolo doar cu ei din curiță. Iar în final aș vrea să, într-o formă să ne mai vedeam, să vreau să vă urez sărbători cu mine, să ne întâlnim sănătoși la anul, mai aplicați asupra problemelor vecinilor noștri și cu realizări mai bune pentru perioada care a mai rămas. Mulțumesc! Două vorbe vreau să spun, domnul primar și doamna viceprimar, felicitări pentru organizarea zilei cu ocazia celor împlinirii 150 de ani de la înființarea școlii Cașeni. Am să spun, acolo am auzit pentru prima dată pe domnul Ioan Ciurea, un om deosebit al Cașinului nostru, că proiectul pentru drumul de la Curița, deci a alungat orice fel de suspiciune, îi aparține și a avut o contribuție de 80% în realizarea lui. Să nu-și mai tragă alții. Specificați care drumul principal. Corect, 127. Drumul de la Curița de 1,2 km. Da. Am să spun un lucru, am să spun un lucru pe care n-am să-l uit poate niciodată vis-a-vis de manifestarea aceea pe care a spus-o domnul Ciurea, că nu credea că la Cașin se poate produce cultură și se consumă deopotrivă cultură, un lucru bun și un lucru de apreciat. Ce să vă mai spun? O să-mi spuneți în cuvântul dumneavoastră, domnule primar, ce se întâmplă cu căminul ăla de la Curița, că știți că de la ședința trecută rămăseseră să vedem ce facem cu el. Sărbătorile să vină cu bine, să vă găsească sănătoși pe toți și să aveți numai bucurie în anul 2016. Mulțumim. Dacă mai dorește cineva? Și vreau să spun că până acum n-am avut niciun fel de televiziune. Acum avem două. Știți? Eu militez că nu ne trebuie două echipe de fotbal, nu ne trebuie două echipe. Asta ca un spirit de lucru. Echipe una, trebuie la Curița. Da, cum a spus doamna Lungu, să fac gratuit. Vă dau răspunsul la întrebări. Mă bucur că unii din dumneavoastră sunteți acești cu mine. Mă faceți mai puternic și mai bun. Mă bucur să mă felicit pentru lucrul ăsta și vă puneți tot așa. Domnule Vrânceanu, referitor la rectificarea de buget cu serviciile de ecologizare, cu suma de 7.000 lei. Această sumă este necesară pentru ecologizarea din zona Filip, la intrarea aici, unde e dezastru, să aruncă gunoaie în nadej și copilul a vorbit chiar la intrare în satul Blașca, la Vrânceanu, în spațiu și Burbaca, și pentru Mărus de la Drășești. Vreau să de la Ponț. Care din oraș, plătiți probabil cei din urmă Cimănești care modernizează apartamentele, care duce Molus. Și duce la noi. Am avut control de agarul de mediu, ne-a dat sumații, ne-a dat termen, să ne evoluțăm, că astfel se dau mers foarte mare. Am mers din post ajuns undeva la 1.000 de lei. Și să nu mai ajungem să fie nevoie să dăm o astfel de amendă. Cu terenul de fotbal la Curița. Știți foarte bine că ați aprobat indicatorii tehnico-economici pentru acel teren, în care în cei 70.000 de euro, unii materii. Este și platforma betonată, care a fost la școală saturată, deja platforma betonată, alei și modernizarea și incinte, școli, unde vor fi copiii mutați Sfântul Ion. Sfântul Ion, copiii la venința vechi, vor fi mutați acolo, în un spațiu nou, model, și nu i-am întrebat acum că stăm în faza de autorizare ISU. Vrem să obținem autorizația ISU, dacă tot s-a întâmplat evenimentele care au fost, să lucrăm cu totul modelul, să nu avem alte surprize. Cu firme de televiziune, mă uit la domnul, cu avantaje și dezavantaje. Sunt mai mult, poate zic eu, dezavantaje, avantaje, nu dezavantaje. Fiindcă avantajul este că noi suntem mediatizați, lumea ne vede hotărârile, ne vede proiectele, știu ce bani să cheltuie pentru comună, nu văd un lucru rău în a face o mediatizare, cel puțin și așa din după fi local. Adică este un lucru bun și nu avem nimic de ascuns. Cât a costat contractul TIDV în 2000? Vă rog frumos, vă dau răspunsul la întrebări, dar dovadă să sunteți intelectual. Trei ședinții, trei ședinții, v-am văzut. Ați dovadă să sunteți intelectual, nu v-ați văzut. Da. Dar să transparent, spune cât a fost. Dar nu v-ați zis de mine, nu am ajuns la dumneavoastră. Vă rog frumos, domnule. Dacă v-a ajuns la frânirea Colbini,
terenul fotbal cu Ița, am dat răspunsul mai înainte. Vă pot da răspunsul în felul următor. Contractul cu PTV pe anul 2014 nu a costat mai mult, decât a dat dumneavoastră 5 milioane la favorit pentru o oră de emisiune, prin care dumneavoastră mai emisiune cu Comuna Brașov. Cu domnul Bușor, care acum este senator de nu știu de ce partid, era director la hotel. Am dus la minte, am dat 5 milioane pentru o oră de televiziune. Voi căuta în contabilitate, sau chiar acum doar la vecinii, merge doar la vecinii. Să cauți contabilitate, când a fost în contabilitate. Deci, pentru o oră de televiziune, când a fost primar, a dat 50 milioane în bugetul local. Pentru o oră de primar. Și a fost simplu. Măcar dacă nu ai luat secretarul, ești primar și mai departe. Mic. Hai că o să dau răspunsul la final. Vă rog frumos, dați dovadă puteți intelectual. Nu va... Așa. Apropo, cu, avem cele două solicitări de acele două televiziuni. Să vă spun cum stau lucrurile din punct de vedere legal a achizițiilor publice. Nu putem face discriminare, să alegem pe anumite criterii o televiziune sau altă, da? Azi vorbesc cu doamna Măgureanu, care este șefă la achiziție în primăria Cașin, ca să facă niște criterii, niște criterii prin care solicitării domnilor, lor să le cerem ofertă, dar să le dispunem. Conform ce criterii sunt pentru a televiza. La care, bineînțeles, contează și prețul până la urmă. Din punct de vedere economic, pentru noi înseamnă, dar și calitatea serviciilor. Totodată. O să contează și asta. O să analizăm, o să primiți, apropo, domnul Mureanu și doamna Lungu, în scris, ceea ce vă solicităm noi, dumneavoastră o să vă conformați și dacă o să ajungem la o negociere prealabilă, Consiliul Local astăzi, dacă își dă acordul ca să facem noi asta, vom face contractul, dar asta în 2016. Fiindcă nu avem bani în buget, prindem și bani în buget, nu facem pentru buget, aprobăm bani. Poftim? O să te dacă vorbim nu s-a acum, vis-a-vis de contractul de asociere, domnul Mușu, contractul de asociere cu ASM Gura Cașe și cu Viitorul Cuvița s-au făcut în punct de vedere legal. Toate cheltuielile care finanțăm noi la aceste cheltuieli sunt cheltuieli elegibile. Cheltuielile cu premii, cu premii, premii la fotbaliști, de aia sunt în bușcării acolo. Nu sunt cheltuieli elegibile. Noi nu plătim cheltuieli cu viza legitimaților, cheltuieli cu transportul și cam atât. Și avem voie să... Și arbitraj. Și arbitraj. Restul, dacă am dat premii, de acolo este, ajunge la partea ilegală a lucrurilor și o să ne vedem agitați de câte organe de arbitraj. Acum, vis-a-vis de ce a spus domnul Moise, domnul Moise ne-a zis de rețeaua LEA 04 care se facă în primăverie. Este aprobat proiectul domnului Moise, nu ați zisit, Consiliul Local a fost și l-a aprobat. În Tălcău ne-a ieșit toate autorizații și posibil ca spunea asta să ne apucăm lucru până pe cine nu am izolat curent acolo. La primăverie este o problemă, fiindcă cum devine rețeaua să ajungă în punct drumul nostru care face parte din domeniul public în primăverie, este un teren de servitudine. Trebuie să ne dea acest notariat și a vorbit cu cetățenii care dețin acest drum. Fiindcă nu putem face investiții noi Consiliul Local până terenul care nu ne-a aparținut. Ei, și acolo trebuie să am luat legătura cu oamenii, sunt ideea acest notariat, deci un acest notariat întotdeauna, care ceva care îi dictăm noi acolo, ei nu afectează niciodată sau să o oprească cu cei de la Ion să intervine și mai departe. Da. Aici e problema. Dar în ianuarie sau în primăvară se va discuta și acea lucrare și acești cetățeni vor avea proiectul electric în zonă. Vă mulțumesc. Și aș vrea să vă fac politificare, pe cazul numărit la ședință. Nu este vorba de copiii săraci, banii. Este vorba de copiii care au anumite probleme sănătate și care frecventează cursul în școli normale, nu în școli speciale. Despre asta este vorba, nu despre copiii săraci. Că dacă se uite cineva la filmarea din ședința Consiliului Local, o să avem cu voi la primării și eu sunt sărac, și eu sunt sărac, și eu sunt sărac, da? Este vorba de cei cu copii cu probleme speciale de sănătate. Mă uitam ce am discutat domnul Fudulachi, banii care ia loc. Nu este vorba de cheltuieli care se fac la echipa mare. Este vorba de cheltuieli în plus care le ia la copii. Sunt copii între 8 și 12 ani care cu ei fac deplasări, a făcut și la Măinești, și la Comănești, și la Bacău, la care dânsul îi mai dă și câte un suc, câte o răcuritoare,
și asigură dânsul transport. Deci nu asigură transportul lor, îl asigură dânsul, nu primăria plătește transport. Vis-a-vis copiii la, la echipa asta de la Curița, sunt 5 nupâța, dar sunt și mânca și în băi. Mai este bine dragul. Mai sunt copii, dar vă oprește și centru urmă. Să știți că am fost la primele meciuri care le-am avut copiii ăștia mici, în inimția de piciorul mingii. Se vedeți acum la ultimul meci, am avut 1-1, au reușit. Erau bucuroși cu o echipă de copii din oraș, care fac fotbal de 5 ani, au Dițu Dar, este un nord în oraș. Erau atât de bucuroși, parcă ar fi câștigat ei cu 10-0. Dar la primul meci au bătaie cu 10-0. La, pe finalul campionatului lor au câștigat. Și acolo sunt arbitrii care îi plătesc și sunt cheltuieli ca și la... Pentru că arbitrajul este mai mic decât la echipa mare. Îmi doresc tot sufletul ca echipele să funcționeze amândouă. Am vorbit cu președintele clasei negociate, domnul Ion Fritoacu, cu Ciolana, care a zis că vrea să întărească pe echipa Măgura ca și în această iară. Cam primăvară sunt mai avem probleme, să avem jucători și rezervii, și chiar o să aduc jucători să ajungă la cașă, să ajungă să faci jucători în oraș. Să ajungă la altă localități. Nu sunt suficienți din comuna noastră. Mă refer la ăștia mari. Domnul Slav a zis cu investiții de apă, aici sunt mai avem probleme. Am făcut ridicări de topo și aș vrea să prind un buget în 2016, bineînțeles cu apă baia, dumneavoastră, că veți apăba, să tragem într-o sondă apă, cum ne-a spus, și să ducem apa în poiță. Facem inel cu flașca și ducem apa în poița ca să aibă și cei din poița apă, că avem solicitare de la ei. În buget de anul ăsta nu au mai fost fonduri, dar sper că la anul vor fi. Vis-a-vis cu terenul de fotbal de la Curița, atâta parte de bani privind platforma betonată, vor fi banii bugetul din anul 2016. I-am calculat în așa fel ca să fie pași pentru terenul acea lucrare și pus pe lucrările. Credință de la poliță, nu are numai 10 copii, sunt alți copii, are 20 copii înscriși, dar nu tot timpul sunt 20. Ieri am fost la Serbaia de sfârșit de an, să știți că am plâns când i-am văzut. Sunt copii din familie un pic mai nevoiașe, dar au și ei dreptul la educație. Au dreptul la un local curat, unii sunt vieții, unii și e normal, și 3, dacă ar fi 4 ar fi, au dreptul la educație. Nu trebuie să marginalizăm că puțin mulți. Să vedem lucrurile în sensul uman al, al lor, nu în sensul alt, în altceva, în vedere. Căminul la Curița, suntem în faza de reproiectare, la ce am rămas. După aprobarea dumneavoastră, am dat comandă proiectantului care a proiectat căminul să facă o analiză și să facă o proiectare la ce am rămas de executat. Când va ajunge în faza de contractare sau de continuare lucrării, o să vă informez la timpul respectiv. Și v-am mai întrebat ceva cu firma aia de salubritate. Cu firma de salubritate, mulțumesc mult. Așa, dacă nu v-am dat toate răspunsul, vă rog frumos să nu spuneți. Cu firma de salubritate va intra în funcțiune după cunoștințele mele după 16 ianuarie. Până atunci va funcționa corselul. Știți că am discutat cu primarul de la Văzlea Cașin și am ajuns la concluzia să suspendăm activitatea corselului, nu să o închidem. E posibil dacă acea societate va avea probleme și va funcționa, noi a doua zi punem în funcțiune în corselul și vor relua activitatea de salubrizare să nu rămânem într-un impas, să nu putem duce gunoiul în comunitate. E vorba de gaz. Să știți că în 2012, când am fost primit cu ideea domnul Frăceanu, am și făcut săpături să vedem cum putem face să băgăm gaz din cașă. Toate măsurile de opinie, că au fost măsurile de opinie, erau epuizate, fondurile erau epuizate și nu am mai putut fi, să facă aceste lucrări cu fondurile europene. Atunci am făcut demersul la Târgu Mureș. Pricarii le-am solicitat ajutor. Au venit în teren, au trimis specialiștii lor, a făcut un studiu de feziabilitate. Domnul viceprimar, dar sunt cifră, Constantin, a făcut o listă cu cetățenii care vor gaze din Curița, ca să poată să iasă, deși pe ei interesează și mulți beneficiari, după ce face investiția, dacă este pentru ei rentabil. Dacă nu este rentabil, nu dau niciun sprijin. În continuare, țin tratative cu ei și sperăm să facem un proiect comun în parteneria cu ei, fiindcă pe noi măsurile europene 2014-2020 nu se regăsește niciuna de măsuri bani pentru asemenea investiții. Să știți că nu avem proiecte care nu sunt beneficiul localității. Ba da, proiectul care a venit în beneficii și am căutat sursa de finanțare. Nu putem veni cu proiecte care nu există pe sursă de finanțare la fonduri europene. Cum ar fi eu la cu drumurile. Am aprobat
în faza de proiectare, să fie în faza de proiectare, vor veni cu indicatorii tehnico-economici. Atunci vom analiza drumurile propuse și vom face, după un acord, ce drumuri asfaltăm și în ce lungime pe fiecare tronson. Și fiindcă această finanțare se referă și cu măsura 7.2. Ar fi bine înainte de a veni să spunem așa, dăm cu părerea, să verificăm un pic măsurile, să citim un pic legislația. Legea 25 și legea bugetului locale. 7.1. Nu se poate. 7.1. Scuze. 7.1. Sunt 7.2. Cu drumul. Nu cu 7. Cu școlile. Cu școlile. 7.2 școlile. 7.1 drumul. Bine. Atunci cu 7.1. Foarte bine. Am zis. Există finanțare, da? Nu venim, nu venim să spunem, domnule, trebuie făcut aia sau cine a făcut, noi facem proiectul de hotărâri și primarul dacă îl pregătea sau nu. Nu este adevărat. Există lege și un plan de urgență prin care aprobă investiții, pe celor care aprobă investiții nebugetată și primarul încheie contractul, este penal. Deci nu se mai poate face. Atunci noi când facem, facem un proiect de hotărâri cu drumul. Da, este legal, fiindcă bugetarea se găsește măsura 7.1. Dar atât timp cum se găsește din fonduri europene, nu ai nici bani în buget necesar să faci ce investiții și tu o aprobi ca și investiții, este penal. S-a mai făcut, suntem, știm foarte bine, contracte, s-a chiar contracte nebugetate de costul anului. Și acum a ajuns să fie anulat. Păi, există legea finanțelor publice, de-aia am zis, ar trebui să o construiți. Așa că să veniți să votați cu presupusul. Fiindcă oamenii care vor vedea televizor vor pierde uite, băi, ăla vrea consilier și nu vrea primarul. E fals. Haideți să venim să studiem legea, să vedem ce spune legea. Nu putem face noi proiecte dacă nu sunt bugetate. Nici eu nu vă propun niciodată la un proiect de hotărâri spre aprobare dacă nu este bugetat. Că în primul rând să prindem o lege, cu lege. Fiindcă vă încheia contractul, nu încheie Consiliul Local. Îl încheie ordonatorul de verzi care răspunde problema asta. Nu ai buget și l-a încheiat, este primul decizii de natură penală. Că spuneți ce vor. Alte întrebări le-a spus și v-a dat răspunsul, spune dacă mai are ceva. Ca să mai corectez, am anunțat suma aia de 5.000 de lei, am aprobat un consiliu local pentru mediatizarea comunei în 2010, luna ianuarie, cu domnul Gureanu. Dar n-am avut nimic de asta. Am vorbit despre istoria comunei Cașe, am fost cu costumele populare din Cașe, chiar l-am și pe vecinul primarului Ionuț Bretele, adică am... clar că n-am fost numai eu, dar am fost transparent, am votat acea sumă de bani în ședința de Consiliu Local. N-am avut nimic de ascuns. Chiar cu domnul Gureanu am făcut și un spectacol de Crăciun, adică omul a făcut treabă pentru acea sumă. A fost mai de atât, dar internațional era normal să fie un alt preț. Mai mult decât atât. Și tabloul ăsta care l-avem... de o televiziune națională. Tabloul ăsta care l-avem în sala de ședințe, dacă nu apăream acest postul național de televiziune, nu mă vedea directoarea de la Muzeul Ștefan Lucian din Botoșan să ne facă o copie a tabloului care l-avem, eu zic, de bine valoros în Comuna Cașe. Deci am fost transparent, am vorbit de acea sumă, am aprobat în ședința de Consiliu Local. Eu asta am vrut să fiți și... În care e ședința Consiliu Local? Vă scuzați. Am vorbit în 2010, dar m-am prins. Nu am fost consilier, din coadul suverană. Tot am în procese verbale din mandatul trecut. Nu am avut nimic de ascuns. Pe când în mandatul ăsta s-a... Știți, domnul... Nu mai țin. Știu că e bine, că mă bucur că s-a mediatizat comuna noastră, dar mai țin minte acum dacă am aprobat. Nu știu eu dacă aprobam noi suma aia. Deci aici am vrut să spun că am fost transparent. Am aprobat o ședință de Consiliul Local, în comparație cu acum, când nu vrea să-i se spună de atâta timp, cer când nu-i mare, mic, contractul, să vină să-mi prezinte. N-am zis nimic cu răutate. Dar ce am văzut? În filmările făcute de echipă TV, tot apare cu toți. Două secunde. Tot folosește, îmi permiteți, domnilor și doamnelor consilier, tot folosește numele de echipă TV. Domnule consilier, poate dumneavoastră... Dar nu ați vrea să-mi dați răspunsul. Deci nu, ați folosit numele meu nu odată. Păi vreți contrate? Nu. Ați folosit numele meu, al meu ca persoană, Dana Lungu, iar acum ca și televiziune. Din respect pentru acest Consiliu Local, am să vă rog să faceți un efort de memorie. Păi o să doresc să nu fiu filmată și să nu fie difuzată. Nu este ședință publică, nu faceți regulă aici la Consiliul Local. Doamnelor și domnul consilier. Păi ședință publică, Comuna Cașe Madrid. Orice procedură civilă nu permite. Ba permite, te rog, vă răspund. Îi dăm să-i cu amenință, nu puteți fi opoziția. Nu dorește să fie filmată, nu se dă acele imagini, nu doresc să fiu filmată. Bine, nu fiu.
Faceți un efort de memorie, domnule consilier, acum, dumneavoastră ați fost primar și nu odată mi-ați solicitat să vin în calitate de jurnalist și am venit. Și nu numai dumneavoastră. Mi-a solicitat și doamna director de atunci și am venit, tot gratuit. Mi-a solicitat domnul primar, gratuit. Am fost la o bârșie a Mioriței când s-a făcut evenimentul de zilele comune. Dumneavoastră poate n-ați fost, eu am fost acolo. Da? Și vă rog, respectuos. Dar n-ați fost plătită pentru asta? Nu, n-am fost plătită. Nu am adus contractul. Deci nu am adus niciun contract, anul acesta nu avem. Dar de ce vă deranjează? Deci nu, nu mă deranjează, dar ar fi fost adevărat, da. Era ok, dar nu este. Nu știu că da. Deci în 2015 nu există un contract. Haideți să lămurim acest aspect. Au fost evenimente, au fost evenimente la care eu, ca și om, ca și jurnalist, am fost prezentă, dumneavoastră poate nu. Da? Pentru că eu simt, comuna Cașina are foarte multe lucruri. Nu faceți că nu înțelegeți. Evitați subiectul principal. Nu mă fac că nu înțelegeți. Ați filmat, ați filmat un cetățean de lume din Bozi, pe banii comunei Cașina. Campania dumneavoastră a început mai devreme. Am eu pe cine să cred? Tu spui că, domnul consilier, scuzați, spui că azi, când s-a plătit pe 2015, doamna spune că în 2015 n-a încasat niciun ban. Pe cine să crede? Așa este de adevăr. În 2015, chitere, n-a încasat niciun ban la primărie. Nu are contract. Păi în 2004, tu doar se atunci mai la primat domnul. Eu nu pot să spun ce este acolo. Ca și domnul primar poate confirma sau dacă îl mai ține minte, că domnul Curelea nu mai ține minte de când era primar, de câte ori m-a solicitat și am venit. Și drept dovadă sunt articole. Dana Lungu le-a scris. Recunosc. Și mi le-ați dat pe privat pe Facebook și o să le pun. Sigur, ca să vedeți. Decembrie 2000... Dar chiar vă rog frumos, erați viceprimar atunci, domnule primar, s-a făcut un eveniment aici. Nu vă faceți că nu știți, domnul Curelea. Ați început campania și faceți atac la mine. Nu, așa. Nu faceți campania așa, că nu, eu nu candidez, să știți. Vă mulțumesc pentru răbdare. Deci, conform contractului 1486, încheiat în 2014, s-a plătit suma de 1984 de lei. Total. 2014. 1984 de lei. Pe total. Am fost tot pe doamna Dana Lungu, din GTV, am văzut în ședința de Consiliu Local, odată în 2014. Am achitat-o să ne legăm. A fost activități în promovare, nu aș fi fost în locați cum în viață. A fost activități culturale la... A fost la nicio funcție de primar, la nimic. Domnul Curelea nu cu mine vă război, sincer. Atâta mi-aș dori. Și am să fac publice articole care le-ați trimis pe Facebook ca să vedeți. Am scris atunci și sunt evenimentele și nu am fost plătită. Apropo de bani. Cum stați acum să mă fac, m-ați făcut și pe mine curios. Dumneavoastră vi se trimitea materialul cu ce vroia primarul să scrie despre el și vrea să scriați? Nu, 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 cu asfaltările din comunitate. Nu, sunt mai multe articole, dacă vă aduceți aminte, dar e mai greu, domnule consilier, să vă aduceți aminte. Asta e. Cine v-a chemat? Ați venit? Asta, am venit, m-ați dat pe ușa afară, nu? Deci mi-ați dat un interviu, dacă vă aduceți aminte. Am să am scurt ziarele. Da. Haideți să dau și o replică. Nu voia să-mi iau cuvântul, dar n-am decis să nu mai las lucrurile, așa că în foarte multe ședințe n-am mai intervenit în final. La răspunsul domnului primar. În privința premierii, așa este posibil să fie ilegal premierea, dar eu vă spun sigur că sunt echipe de fotbal, gen Chiajna, Voluntaria, Iașu, care are asociere cu primăria, Craiova, așa, care vă spun sigur că nu plătesc doar arbitrii și transport. Deci, într-adevăr, poate premierea este ilegală, dar cu buget mare, mai bun pentru clubul tradițional, se putea
se putea vota. După care, în privința școlii, și cu grădiniței de la Curița, ca și a fotbalului, nu mai împiri. Da. M-ați întrebat și dacă trecută în 10 minute de 3 ani. Da. Manipulați grosolan, în sensul că nu s-a opus nimeni, nici educații la Curița. Eu am propus grădiniță mai mică, deci nu cheltuia de 100.000 de euro, ci mult mai mică, într-un loc accesibil pentru toată lumea, pentru toți copiii. Iar de asemenea, privitor la fotbal, nu s-a opus nimeni, am spus de numai repet. Nu s-a opus nimeni activității fotbalistice la de asemenea, văd că iarăși persistați în greșeală. Nu, noi luăm hotărâri aici pe care dumneavoastră trebuie să le puneți în aplicare. Ce greu de înțeles? Ce greu de înțeles? Dacă noi votăm astăzi asfaltarea drumului la Vlașca, el trece, dumneavoastră îl introduceți în bugetul pe anul viitor, din fonduri europene, locale sau guvernamentale, de care este treaba dumneavoastră cum îl realizați. Mulțumesc. Da, am venit și eu la replică, nu că tot v-ați dat, replică la replică, pe aici. Iar manipularea nu face. Manipularea o face dumneavoastră, domnul Moșu, care a centrat pe o campanie foarte virulentă. Nu s-a cheltuit 100.000 de euro pentru grădiniță la Curița. S-a cheltuit 100.000 de euro pentru toată grădinile. Acolo s-a făcut grădiniță, dispensarul uman, iar la etat se poate centru creiaș. Ce hotărâri de Consiliul Local ați dat, a aprobat Consiliul Local, a dat și primarul Sorori ne-a dus la îndeplinit? Care? Am făcut un referat privitor la asfaltarea drumului. Un referat și este un referat care ia fi hotărâri de Consiliul Local. Facem distinția, un referat și hotărârea Consiliul Local. Dar la zi, ați venit un fel de răspunsul la doamna secretar și la doamna Coșocanu, domnul... Dați-mi voie să vorbesc. Deci, înainte, după ce ați făcut la referatul ăla și ați dat domnul secretar, Consiliul Local aprobase asfaltarea pentru 5 km de asfalt ea, cum cumpăra cașa. Asfaltați! Și acele drumuri aveau să fie și puțin în discuții, erau și indicate. Deci era asfaltat, aprobat. Știți care e paradoxul, domnul primar? Pentru că dumneavoastră acum spuneți că când vom mai primi fonduri pentru asfaltarea celorlalte, mă rog, străduțe pe care vrem noi, o să ne cereți acordul nostru a Consiliului Local, că noi în principiu acordăm studiul ăsta sau indicatorii tehnico-economici și după aceea veniți și vă consultați cu noi cu Consiliul Local și spunem, domnul Radu vine cu o propunere, domnul Brânză cu apă. Că vom aproba indicatorii tehnico-economici la investiția asta, vom aproba și prosoanul drum. Corect. Ei, aici vreau eu să ajung. Dumneavoastră, când ați asfaltat, în afară de ca să spun, domnule, să asfaltează varianta, nu s-a discutat atunci nici de de drumurile de pe primăveri și de pe... Doamna, aia ați făcut în completarea, domnul primar, ați făcut în completarea celor 5 km. Ce anume? Păi, stați, dați-mi voie. Deci, dumneavoastră ați avut 5 km acum de asfaltat, nu? Da, 5 da, km. Da. Varianta asta de la CAP până la Renția, până la... 2850 de metri. Cum? 2850. Nu. 3000 am zis eu. Nu, hai vă spun, la 2000. Așa. Ălilalte, de asta zic eu, ălilalte au fost după cum le-ați dirijat dumneavoastră. Nu e adevărat. S-a discutat atunci o fată în Curița două bucăți și s-a amintit și de Dicoace. Da. Așa că și eu am amintit de bredeaua asta de la MAFA până la primărie și nu s-a făcut. Am amintit, dar n-a intrat în cap. S-a zis atunci când s-a aprobat proiectul. Poți să-mi zici și altă să ia cuvântul? Da. Liber, da? Da, asta vreau eu să spun. Domnul Boleanu, ne-am aprobat proiectul, dar aici stăm mai mult. Deci studiați proces când s-a aprobat. În Curița s-a fost vorba 2050 de metri, la cașă varianta 2250 de metri, există proces de balcinință. Și la îngrășit 1600 de metri. Deci s-a discutat și tot pe locul ăla de acord. Dar pe de altă parte, domnul Văneanu, și dumneavoastră, stimați consilier, tot puneți problema că nu se discută, că primarul face cât de capulici. Domnilor, în momentul când este un proiect de hotărâre, de ce se dezbate în Consiliul Local?
ca să fie aprobate în forma pe care o vreți dumneavoastră până la urmă. Țineți, domnul Valeanu, vă aduceți aminte că data trecută, de exemplu, că e recent, când a fost vorba de viitorul Curița, ați propus ca în contract să se specifice perioada aceea, ca s-a modificat, în forma în care ați dorit-o. Ala. Da. Și așa este orice proiect de hotărâre pe care se supune spre aprobare. Se discută, se discută, dumneavoastră veniți cu propune. Sunteți de acord? Se adoptă în forma în care o propuneți dumneavoastră. Și să fie și legal. Și atunci, unde ne învârtim aici? Atunci, cer vicios că de ce n-a pus, Da, ați spus, ați votat. Nu? Așa este, poate așa este că s-a votat, dar nu s-au discutat, dar după aceea s-au discutat. Dar există proces de valședință, domnul Băiară. Nu uităm în proces de valședință. Acolo nu se scrie așa, poate că tu știi. Nu, în realitate, nu este normal ca orice proiect trebuie să fie inițiat de primar. Deci orice proiect adus de consilier, dacă în 4 ani de zile nicio propriere n-a avut obiectul doamna secretar, aude proiect de hotărâre, înseamnă că este ilegal. După logica dumneavoastră. Deci ce este normal? La propunerea oricărui cetățean a comunicașin, primarul inițiază proiectul hotărârii și îl prezintă în forma aceea dumneavoastră. Prea urmare. Dar și consilierul. Și consilierul poate spune la consilierul. El vine cu propunerea de proiectul hotărârii la doamna secretar, care conform legii 205 din 2001, citiți-o vă frumos, ce spune legii 205? Secretarul, citiți-o dumneavoastră că nu știu tot. Vă spunem cunoștitor, vorbim la putere cu rând. Secretarul Comunii are obligația să pună, ca și proiectul tărării și hotărârii, de putere legală. Vine domnul Valeanu, doamna secretară, eu vreau să propun un Consiliu Local ședința următoare, extraordinară, ordinară pe care o fi ea, un proiect de hotărâri că vreau să asfaltez drumul de la DG, la mine până acolo. Doamna secretară Comunii are obligația să pună în forma legală proiectul și hotărârea. Păi și atunci, iar ne întoarcem la referat. Da, stai, ia-te-am alea. Cum să voi face un alt proiect hotărârii cu drumul ăla, când el deja era aprobat cu ședință de două urmă? Asfaltarea încă 5 km drum. Propunerea putea să fie, doamne, când se facă aia 5 km, să fie prins și drumul ăla. Dar nu se dă proiect hotărârii separat. Sunt 5 km de asfalt cu care se dau bani la Uniunea Europeană. În aia 5 km, noi alegem care drumul să-i face cu comun. După un acord. Ați înțeles? Asta a fost să spun. Când puteți să-i faci alt proiect hotărâri, faceți proiect hotărâri de asfaltare a drumului Brașov. Când aveai proiect hotărâri de asfaltare a 5 km drumul în comuna Brașov. Asta vreau să vă explic. Cred că sunt destul de explicit în ceea ce zic. Deci acel proiect de hotărâre de 800 de metri făcea, era parte integrată din acel proiect de 5 km sau din fondul europene sau ce distanță o fi având el. Bun. Deci este rea intenție de a nu introduce pe ordinea de zi astfel de proiect. Era parte integrată. Domnul primar, nu transformați Consiliul în țar, în zățisme. Da? Nu mai amintiți că sunt în campanie electorală agresivă. Că eu nu știu dacă candidez. Deci nu pot să fiu în campanie electorală dacă nu sunt. E adevărat că poate oricine candidat, în mandat ca dumneavoastră, poate să le aleagă oricine. Nu este niciun fel de problemă. O astfel de risipă oricine poate face. Ca să cobor la nivelul șanțului pe care vreți să-l impuneți în ședințele astea. Deci vă rog frumos să nu spuneți mie să citesc legea 215, pentru că orice consilier poate impune dreptul de hotărâre. Am venit în acest consiliu cu referat de a premia copiii. I-a dat alt sens să premiem olimpice. I-am premiat un an și după care nu s-a mai premiat nimic. Am venit să plantăm că i-a schimbat sensul, ați plantat nu știu unde spre Curița, dar nu plantăm în zona în care am spus eu, bineînțeles s-a distrus după o jumătate de an. Grevam bugetul Consiliului cu 2000 de lei. 2000 de lei la toate investițiile. N-am venit un proiect nesimțite, zic, domnule, să-i stric bugetul. Păi și domnul Mușcă, practic a fost rea intenție. Tot Consiliul Local a votat. Domnul primar n-a votat proiectul. Da, doamna secretar, dar aceste propuneri, eu nu pot la primul mă referat. Dumneavoastră trebuia să veniți cu un proiect de hotărâre, să redactați, eu vreau să sunt jurist, secretar. Și oamenii și-au votat. Nu s-a votat nimic. Nu s-a votat nimic. Dar s-a discutat. S-a discutat, dar nu s-a votat nimic. Păi dar e vina domnului primar, e vina consilierilor, că ei adoptă hotărârea. Deci legea spune că... Doamne, nu a fost proiect de hotărâre, doamne. Doamne, a făcut obiectul un proiect de hotărâre. A fost doar un simplu de referat discutat într-o ședință.
Și au fost consilierii de acord. Au fost consilierii de acord. N-ați votat niciun proiect de investiții în mandatul care l-ați avut. Păi da, și investiții cum sunt. Vă spun eu. Și s-au fost proiecte bune cu Comuna Cașa. Am adus în Comuna Cașa un mandat 45 miliarde. Deci i-am adus banii. Nu i-am cheltuit buget local, i-am adus în fonduri europene și la guvern. După asta ridică, spune mult. După cum vă spuneam. 25 de ani de zile nimic, niciun primar de Comuna Cașa nu a adus banii ăștia. Știi asta? Vă doresc și noi astăzi fiind primarul Domișan și nu aduceți banii care vine. Asta e datorită noastră, ca și primar. Ia dați-mi un pic și replică. Nu mai un pic. Ați adus, într-adevăr, 40 ceva de miliarde, dar cum spuneam ședința trecută, zero copii, toți sunt în oraie. Mare merită. Da, asta, dacă investițiile mele n-ar fi fost făcute ca dumneavoastră. Nu am potrivit. Gândesc să altfel, puteți accepta? Deci pentru știința domnilor consilieri, vă rog să consultați site-ul primăriei la rubrica hotărârii Consiliului Local anul 2012 la regulamentul de organizare al Consiliului Local și funcționare. Și acolo aveți toate detaliile. Este public, este afișat și vă rog să-l consultați. Un minut, un drept la replică, vină tot la un litigă, la că atâția bani am fost aduși în Comuna Cașa. Proiect de asfaltare, care l-am făcut și l-am medializat, doamna... Gratis, spune-mi. Proiectul era... Deci ne cunoaște, a venit în ședința din 2011, culmea, eu am vorbit din acele asfaltări, exact pe aceleași drumuri comunale care s-au asfaltat din 2015. Nu este adevărat. Da, să veniți pe ulță la mine, să vedeți la dumneavoastră, la dumneavoastră, ca pe aici pe masă, și la mine așteptiți să-mi iau un papuș cu teamă așa, fără frumos. Nu e adevărat de plecare. Vedeți la dumneavoastră la vorbă, dracu, să le ia părădat. Cetăția Lămoare. Da, nu, dar nu vorbesc de onoare, că onoare e la stradă. Din coace la noi, la ulițioare, pe noi. Eu așa pietri pe uliță și nu mi-a pus un gram de pietri, mi-a pus pietri și am cărat eu cu calul meu, dar nu fac condiție fizică. Și mi-a fost venit că ulița nu iau acasă, ulița e liberă. A venit un dosi cu zgrămânătoare de aia așa, să ai voi oameni când rămas fântării, când rămas casele. Și zicea, domnul primar, domnul inginer, sunt tot fotezau la cap acolo și a venit cu alții când a dorit un circul la poartă. Dar n-a venit până în drum să vadă care este trebuie și realitatea. Să vedeți ce pietre și ce prostii avem noi. N-a fost un dosi, a pus zbură de aia, nu suntem cu rodinii noi, nu suntem până... Nu suntem cu oamenii străzi, dar și noi cine așa strada. Lucicu, așa Lucicu, da, Lucicu nu-i acolo. Lucicu, merge la Lucicu să vedeți ce e acolo la el. Și-a făcut el, nu noi. Păi, dar cum dacă era el cu lucrările astea? Cum spui că a făcut el, era cu lucrările astea? Era în poarta lui Lucicu. Cum poți să spui tu treaba asta? Cum? Eram eu acolo. Cum adică să facă el, și-a fost inginerul primării? Da! Dar cum dacă eram eu acolo și el punea... Drăguțe, el a făcut rost de mixtura aia, de la asfaltul ăsta care l-au măcinat. A avut pe cineva, asta este. Da, să lui. Păi n-a făcut pe uliță, nici eu dacă aș fi avut, n-aduceam pe uliță la tine, duceam la mine și el a dus la el. Asta este. Păi dacă nici Petrici n-a ajuns pentru că s-a ducă. A, avea altă idee. Dar nu el, nu-i de atunci. Da, Petrici s-a ajuns cu legătură. Noi aducem totdeauna, în prunt aducem Petrici cu... Cu nisip. Cu nisip. Nu Petrici ca să-i rupe în gâtul. Oamenii străzi, una, două la mână. De ce? Favorizăm toți săganii, romii, cum le zicem noi, pentru că, cum am luat și în voia mea, s-a mintea lor. 20 de milioane lui vechi, lui Vadem Săganu. Și da, mi-a aprobat primăria 20 de milioane ca să-mi fac casa. Păi, dar nu sunt atâția bătrân, 20 de milioane. Stimați consilieri, mama mea este bătrână și chioară. Și când fostul domnul primar Curelea a acceptat ca să-mi plătească bătrân de peste 80 de ani atunci, bani la gunoi, cu gunoi vorbesc. Atunci când a fost? Nu mai țin. Dar nu mai țin, nu contează. Dacă zic bine, în ce bază acum? Nu, pentru că am plătit eu și cu Ion. A fost venitarul lui Orlandi Bosaf, a fost la noi acasă și cu doamna Moldoveanu și mă trezește, să trezește Ion și i-a zis, Violeta, noi avem o proprietate și nicolo unde este foștea. În parte e așa în două, și lucru și capra și cu varda.
Acolo să vedească poștă. N-ai tu treabă. Așa, vine lui Ion, Ion care, da, nu știi cel mai rău, știi pe Ion. Da. Ce o face cinstit, vine acasă, îi vine că, a, n-a fost, care dracu, da. Îi vine să plătească pentru 4 ani de zile gunoiul. Ion, ce pute dracu că n-am un leu datorii la statul ăsta? Cum poți să vină la mine să plătesc la treabă? 200 și ceva de lei. Sau 300 și ceva de lei. Am stat primul aici. Ține și Ion și îmi spune ochelarii, bă, eu te trage și-am cunos-o pe mama, că era pușcării pe mama, păi ia cu mine la pușcărie. E cu mama care îmi spune, da, pot să prășesc anul ăsta, pot să fac trei bune anul ăsta. Băi, atât m-a venit în primăria asta, nu se va imagina. Deci, da. Deci cu taxa de sauditate nu te poate scuti nimeni. Dar e cu dacă am venit în curtea mea și am venit. Veterani, veterani de război. Da, veterani de război. Tot ce este bine, hotărâți noi ca veterani. Asta zic. Oameni buni, aici și doamna Mătură este precizată. Doamna Mătură stăm la toate coțurile. Doamna Mătură, știți că e doamna Mătură? Doamna Mătură, stăm la toate coțurile și spicuiește toate ce vorbesc eu, ce vorbește Dan, ce vorbește cu Dan. Doamna Mătură, politizați doamna Mătură. Dacă trăiau cu Mătura, dau eu aici sau cine dă cu Mătura? Adică femeia de serviciu din primărie vorbește... Da! Și doamna Mătura e părerea. Mi-a adus un tânăr cu Mătura să dea un tânăr. Că sunt copii, am vecini de americani, mor copiii de foame. Adu-o pe tânărea să dea cu Mătura, să stea cu mine într-o spaianjene, nu să iei pe asta care de atât de ochele. Păi are pensie la stat? Afară! Ia răspundi, domnul primar. Răspundiți. Da, să răspundiți cu doamna Mătura. La întrebare. Cu doamna Mătura să răspundiți. Că mă obsidează doamna Mătură pe mine. Hai, dacă nu-ți răspund, eu prima răspund. Vă răspund eu, asta-i răspund. Da. Cu doamna Mătură, cu spuneți dumneavoastră, în vinerii, dar nu faci ca porțianul, să fii respectuoși. Da, doamna Mătură, da, trebuie să fie. Și-am dat cu pătrăna la cum vreau și merg și în urmă. Foarte bine părerea dumneavoastră, dar nu vreau fi și părerea noastră tuturor. Avem un contract de creștere servicii cu dânsa și facem o economie la bugetul local, în 70 de milioane dacă angajăm un local. Adică să înțelegi. Femeia asta și-a făcut o societate, un PFA sau un PFI, o societate din asta de prestație. Mai sunt de pe Mătură, ia? Da, da, de făcut ea, dar de făcut ea societate pe Mătură. De ce ne-ai făcut? De ce ne-ai făcut? De la mea mi-a trebuit societate pe Mătură. Trebuie să fim individuoși pe ea. Ea, dacă, cum spui tu, trebuia să angajeze primăria, o femeie tânără, așa este normal. Dar dacă primăria poate să facă aceleași serviciile, poate face femeia asta, prin societate de lucruri, eu atâtea probleme, eu sunt cred în Dumnezeu, dar nu cred în poți, fără de tot ori poate, cred numai Dumnezeu. Când m-am dus, când s-a făcut alegerile, atâta armată surpriză, nu mă durea că a făcut, putea să dea. I-a dat prosopul domnul primar și o să nu ia nimic. Băi, dar atâtea am făcut ștergare eu de acasă. Atâtea pe că am căpătat la mult, când te duci, dă-ți prosopul mână, Primul cu jocare. Aia s-a ajuns la concluzia, vine priorația dacă am căpătat la mea. Păi, vine comunitatea, acum ai ajuns în biserică. Da, am să știi totul pe care să-mi pendeți în primăria. Gata, o aduce pe primă. Eu sunt președinte. Cu cine dragă? Eu sunt președinte. Dar cum ai ajuns președinte? Vă rog frumos. Dar nu știu nimic. Nu sunt la partea nimic. Dar lasă-mă în pace. Dar nu știi nimic, domnule, în realitatea. Vorbim despre comunitate, nu faci campanie electorală. Dar dacă a fost la biserică, cum nu știu? Dar ce treabă are la biserică? Ce aduce-mi eu? Ce aduce-mi eu? Da, nu putem vorbi, dormea. Eu propun să votăm proiectul de hotărâre. Da. Dar găsiți și dumneavoastră de vorbă. Da. Da. Bine, hai, da? Să timpul trece. Dumneavoastră dormea, nu era mea treabă, dormea. Da, da, da. Proiectul de hotărâre. Dar dormea. Cu PSD-ul doar, întotdeauna. Cu rectificarea bugetară, cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Acel nelon, nelon, pusul cu mâna. Se abține domnul Mășu. Proiectul de hotărâre de la punctul 2 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Da, banață, cine cu... se abține? Domnul Mășu, mulțumim frumos. În legătură cu cele două cereri, vă rog să vă exprimați punctul de vedere și că în cuvântul dumneavoastră mai ați... Din punct de vedere, să-mi exprim punctul de vedere, aș dori să spun așa. Domnul primar a zis că va da temă unui salariat, da, să studieze legea și să vadă cum trebuie încadrată. Părerea mea că ar trebui ca
doamna respectivă să facă materialul, să-l discutăm. Așa. Asta este. Dar vom face în conștiința domnului. Să aibă și din și un răspuns scris la materialul care s-a făcut. O solicitare. O solicitare. Legătură cu acest subiect. Așa. Atât exclusiv cât și HIT-TV. Așa. Iar după aia vom supune dezbaterii suma respectivă care va trebui achitată pentru preț. Așa văd eu. La ambele? Da. Poftiți? La ambele? La ambele, pentru că e la fel. Dar puteți numai una. Cum? Dacă domnul Ungureanu a venit de 8 ori și... Deocamdată să există și altă posibilitate, știu eu, ca dânșii să dorească să vină o ședință 1, ședință 1, poate știu eu. E bine să vină. Sau împreună, să nu se spună că da, unul a înregistrat ceva, unul altceva, s-a publicat ceva corect, unul nu. Adică a venit. Vreau să vă spun, domnilor consilieri, noi când am pornit la drum de a filma ședințele de Consiliu Local, am plecat pe un proiect de a ajuta comunitățile locale, de a ajuta pe consilieri și mai ales pe cetățeni, așa cum spune legea, pentru a fi mai multă transparență. Vreau să vă spun că noi ne-am dezvoltat de la prima noastră întâlnire pe mai multe comune, chiar pe toată Valea Protușului și așa mai departe. Am apreciat că sunt probleme financiare deosebite în toate comunele și vin banii foarte greu la dumneavoastră și de la județ, de la nivel. Așa că am considerat că chiar dacă activitatea noastră este de bună calitate, să nu încercăm decât să ne documentăm un minim, deci nu un profit, un minim de cheltuieli. Și ne-am gândit întotdeauna la banii comunităților. Pentru că presa trebuie să dea un exemplu. În mod normal, nici nu ar trebui să fie plătită. În mod normal. Pentru că ea, dacă este... O secundă, vă rog. Dacă presa este plătită, are tendința de a deveni părtinitoare față de cei care plătesc. Și atunci, noi vă propunem o colaborare corectă și onestă. Pentru că, vedeți, de când cu televiziunea apar tot felul de... hai să spunem, da, începe campania electorală, pentru că e o miză puternică la anul. Și noi ne gândim să fim și spun și profit de ocazia că sunt majoritatea consilierilor aici, că noi nu solicităm acest lucru pentru a fi părtinitori. Solicităm acest lucru pentru a vă ajuta în activitate și o să rog chiar și pe cei de la opoziție să nu vină la noi, spun, domnule, dumneata e niște bani. De aceea suma a fost pusă la mod simbolic. Simbolic. Un al doilea argument, eu apreciez, să știți, apreciez și activitatea colegilor mei din presă și trebuie să ne ajutăm unii pe alții, în branșă, așa trebuie făcut. Și apreciez eforturile colegilor noștri care, la rândul lor, mediatizează aceste evenimente și este un lucru pozitiv că sunt două televiziuni astăzi aici. Nu este decât un lucru bun. Dar vreau să vă spun, gândiți-vă dumneavoastră cei prezenți aici, de unde ați aflat, sau unde ați vizionat, sau de unde vi s-a semnalat că a fost difuzată ședința trecută. Sunt absolut convins că marea majoritate a dumneavoastră ați văzut ceea ce am filmat noi. Deci, trecând dincolo peste chestiile astea de reclamă pe care le facem fiecare instituție media în parte, vreau să vă spun că feedback-ul pe care l-am primit este pozitiv în ceea ce privește Exclusiv TV. Și vă dau argumentul. Noi nu mai suntem o televiziune clasică, prin cablu. Să difuzăm o singură dată. Nu mai există, nu mai este actual. Să difuzez, să filmez ședința de Consiliu sau
un documentar sau un interviu, chiar în zilele următoare o să difuzăm un interviu cu domnul primar, cu urări pentru cetățeni, este ceva firesc. Dar dacă persoana respectivă, care este interesată să vadă cum a decurs ședința de Consiliu Local, noi avem un atun plus pentru că noi arhivăm și noi dăm pe online. Deci nu mai este la modă cablă. Toată lumea se uită pe internet și observați că întotdeauna s-a discutat aici că noi am filmat și am difuzat integral. Prezența noastră de atâta timp aici, observați că dacă ar fi fost factorul financiar cel care ne-ar fi călăuzit, domnule, merg, dar ce mă duc pe degeaba, nu știu ce. Nu. Noi avem o datorie ca presă să facem acest lucru și venim în sprijinul dumneavoastră. Și încă o dată, nu avem voie să ne amestecăm noi în a dezechilibra, din punct de vedere politic, acest echilibru natural, aceste dezbateri pe care le faceți dumneavoastră. Eu vă mulțumesc anticipat și sper că veți aprecia activitatea noastră pe care am făcut-o și până acum. Sigur, eu consider că este loc și de mai bine. Noi o să încercăm, chiar dacă suma este mică, nu o să spunem acum, domnule, noi venim doar la ședințele de Consiliu. Nu! Noi o să încercăm să venim la cât mai multe evenimente. Ne-ați văzut prezent și la domnul Tudose, la, de fapt, evenimentul a fost al școlii, da? 150 de ani de școală românească, ne-am bucurat să fim primii. Deci mai avem o calitate televiziunea noastră. Noi întotdeauna suntem operativi. Nu știu dacă ați observat, am avut ședință de Consiliu astăzi și deja a doua zi filmarea noastră a fost la dispoziția dumneavoastră. Deci să aveți în vedere, lăsând deoparte celelalte chestiuni, licențe, zonal, nu. Noi nu ne adresăm doar zonal, pentru că nu este interesant ca această comună Cașin să fie promovată doar pe Valea Trotușului. Dar este foarte bine și aici, pentru că primarii, consilierii se uită la aceste filmări. Dar noi ne adresăm în primul rând românilor de pretutinde. Am spus-o încă de când ne-am întâlnit. Cășunenii de pretutindeni le trimit mesaje și sunt bucuroși. Sigur, unii au opinii pro, unii contra, unii țin cu ăla, unii țin cu celălalt. Dar vă rog să aveți în vedere că noi avem o rețea de socializare proprie, deci un Facebook românesc care se cheamă Exclusiv România, avem o rețea proprie de socializare a oneștenilor de pretutindeni, iar avem corespondențe către alte televiziuni naționale, deci argumentele noastre sunt pentru a lucra cu noi, și de a cheltui foarte puțin. Noi suntem la dispoziția hotărârii dumneavoastră a Consiliului Local, de aceea, de această dată, am depus cerere către Consiliul Local și nu către primar. Deci noi ne adresăm Consiliului Local și dumneavoastră veți decide și sperăm că acele criterii de care se vorbește vor fi în favoarea noastră. Încă o dată spun, nu am pus un preț mic ca să arătăm că avem o calitate proastă. Nu. Dimpotrivă. Avem un preț modic și consider că banul public trebuie cheltuit eficient și raportat la o calitate și o seriozitate maximă. Desigur, sunt evenimente la care poate nu vom putea participa, având atâtea comune. Dar întotdeauna o să le informăm pe domnul primar și mai un atu al nostru, noi întotdeauna am oferit domnului primar pentru arhiva primăriei. Și aveți la dispoziție, dacă se mai întâmplă că am avut la un moment dat un incident cu internetul ăsta, că se mai șterg conturile, te mai raportează prietenii și așa mai departe. Și atunci am luat decizia și la domnul primar, la primăria Cașin, veți găsi întotdeauna tot ceea ce filmăm noi arhivat. Vă mulțumesc foarte mult și sperăm să aveți în vedere dacă cumva criteriul va fi de a selecta între cele două media, deși m-aș bucura să fie ambele. Eu nu am o problemă că acum când am pus o obligare. Nu. Eu sunt mulțumit doar să decontez un minim de cheltuieli și în același timp să vin în sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Și în numele Televiziunii Exclusiv TV și a colegilor mei vă urez sărbători fericite, un an mai bun. Iar aceste contradicții care apar inerent în ședințele Consiliului să nu vă sperie că sunt mediatizate. Sigur, un self-control ar trebui pentru că e bine totuși să încercăm să creăm o imagine bună. Televiziunea noastră nu este o televiziune de scandal, este o televiziune de promovare. Sunt realitatea. Vă mulțumesc. Sunt realitatea.